Astăzi, bună ziua și bine ați venit la conferința dedicată zilei ministrului 2024 cu genericul ministrul care ne unește. Sărbătorită tradițională în ultima duminică a lunii mai, această zi se numără printre cele mai importante evenimente dedicate fluviului râul Nistru, principala arteră acvatică a Republicii Moldova. Pe parcursul a două zile, 24 și 26 mai, vor fi organizate o serie de evenimente pentru a marca importanța socioeconomică de mediu culturală a fluviului Nistru, iar prin organizarea acestei conferințe, realizată de altfel cu suportul financiar al Suediei, acordat prin proiectul Moldova, sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru, sperăm să dăm startul evenimentelor care vor avea loc în mai multe orașe ale țării, la Ocnița, Soroca, Rezina și Ștefan Vodă. Eu mă numesc Diana Răilean, sunt parte a echipei PNUD Moldova și este o onoare pentru mine să moderez această conferință. Salutăm audiența noastră. Suntem live pe privesc.eu și pe pagina de Facebook a PNUD Moldova. În deschiderea evenimentului oferim cuvântul gazdei conferinței domnului Sergiu Lazarencu, ministru al mediului. Stimați colegi, parteneri de dezvoltare, dragi oaspeți, colegi din Ucraina care sunt alături de noi online, vă salut și vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi aici pentru a marca împreună Ziua Nistrului, sărbătorită tradițional în fiecare an, în ultima duminică a lunii mai. Ziua Nistrului este indiscutabil un eveniment cu o deosebită însemnătate prin care se accentuează importanța fluviului Nistru ca cel mai principal bazin acvatic din Republica Moldova. Întreaga istorie a țării noastre este legată de fluviul Nistru. Pe malul acestuia au fost ridicate cetăți de apărare a patriei, iar de-a lungul timpului apele acestui râu au sprijinit locuitorii din zonă în creșterea recoltelor, adăparea animalelor, transportul mărfurilor și hrănirea familiilor. La fel, Nistru este cântat de doine și balade, dar și elogiat în poezii de mari scriitori ai țării. Dar pentru mine acest râu înseamnă și mai mult. Aici îmi sunt rădăcinile. Eu sunt născut la Soroca, iar copilăria, adolescența și poate cele mai frumoase emoții și amintiri sunt legate de acest râu. Sunt și voi rămâne mândru că pot spune că sunt născut la Soroca, pe malul Nistrului. Nistru nu este doar un fluviu care traversează țara noastră. El ne furnizează apă vitală pentru viața și sănătatea noastră. Astăzi, fluviul Nistru alimentează cu apă potabilă circa 88% din populația țării și 99% din populația municipiului Chișinău. El menține viață și adăpost pentru numeroase specii de plante, păsări și animale, dintre acestea unele din ele fiind unice și foarte valoroase. Acest lucru ne face și mai responsabili și mai determinați să facem tot ce ne stă în putință pentru protecția și gestionarea durabilă generațiilor viitoare, ape curate și un mediu sănătos. Având o importanță transfrontalieră, Nistru unește eforturile Moldovei și Ucrainei în gestionarea corespunzătoare și eficientă a acestui bazin hidrografic. În ultimii ani, cooperarea dintre cele două țări a fost consolidată, inclusiv prin intermediul Comisiei Nistrene, și sunt sigur că în continuare, pe platforma acestei comisii, vom putea găsi cele mai bune soluții ecologice la provocările existente. Așa cum tematica evenimentelor din acest an are genericul Nistru care ne unește, vreau să ne unim cu toții în eforturile pe această direcție, să implementăm acțiuni care să contribuie la îmbunătățirea ecosistemului fluviului Nistru. Este clar că pentru a gestiona corect și conserva această resursă vitală, este necesar să ne implicăm fiecare din noi. La toate nivelele, vorbim de minister, vorbim de autorități locale, vorbim de organizații non-guvernamentale, vorbim de voluntari,
dar și fiecare locuitor acolo unde este. Prin acțiuni mici putem asigura rezultate mari și oportunități de dezvoltare pentru noi toți. În acest sens, le suntem recunoscători partenerilor de dezvoltare, Guvernul Suediei, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, care ne acordă asistență continuă pe aspectele conexe NIST-ului, dezvoltarea cadrului aliniat acquis-ului Uniunii Europene, consolidarea cooperării transfrontaliere cu colegii din Ucraina, precum și implementarea multiplelor activități pentru care suntem profund recunoscători. Din numele Ministerului Mediului vă aduc sincere mulțumiri. Faptul că Republica Moldova, cât și Ucraina, sunt în proces de aderare la Uniunea Europeană ne face și mai responsabili în gestionarea resurselor de apă în conformitate cu normele Uniunii Europene. Urmează o perioadă cu eforturi considerabile din partea tuturor. Sunt convins că discuțiile din cadrul conferinței de astăzi vor sensibiliza opinia publică despre importanța fluviului Nistru și vor genera idei noi, aspecte noi, care ulterior vor fi puse în practică. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru suport, colegilor care activează în acest sector și care, indiferent de provocări și impedimente, continuă cu dedicație și multă muncă să înregistreze eforturi frumoase. Haideți să fim mai prietenoși cu Nistru, dar și cu tot mediul înconjurător. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnule ministru. Conferința de astăzi reunește reprezentanții instituțiilor publice locale și regionale, societatea civilă din domeniul mediului, inclusiv cea din regiunea transnistreană, autorități din Ucraina, parteneri externi și donatori. Atunci când am gândit evenimentul, ne-am dorit să marcăm ziua Nistrului abordând protecția și gestionarea durabilă a cele mai importante artere acvatice regionale în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cu siguranță ne-ar fi greu să protejăm fluviul fără partenerii noștri din Ucraina. Apreciem prezența alături de noi a domnului Oleksandr Krasnoluțki, prim-viceministru al mediului și resurselor naturale din Ucraina și îl salutăm online. Conexiunea online ar putea să dureze puțin. Aceasta este magia tehnologiilor. Legătura cu domnul Oleksandr Krasnoluțki, prim-viceministru al mediului și resurselor naturale din Ucraina. Sperăm colegii noștri de la regie să reușească să ne facă legătura cu domnia sa în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care durează, pentru că sunt lucruri absolut normale și se pot întâmpla zi de zi, nu doar la conferințe internaționale și foarte importante, am să rog colegii de la regie pur și simplu să arunce o privire spre mine și mă întreb dacă poate ar fi cazul să oferim cuvântul următorului vorbitor și poate să revenim după asta la... Eu
totuși am să-mi... Știți, moderatorii au un drept de a lua decizii în anumite situații. Acum am să-mi permit să-i fac uz de acest drept, prin urmare am să menționez că protejarea fluviului Nistru nu este doar o necesitate de mediu, ci este o cerință de securitate umană. Cu siguranță suntem toți de acord cu acest lucru, iar prin conservarea râului ne asigurăm că generațiile viitoare vor avea acces la resurse naturale necesare pentru a avea un trai decent. Ne bucură că partenerii noștri de dezvoltare atrag atenția la provocările de mediu cu care se confruntă Republica Moldova și pun umărul la rezolvarea acestora. Cu deosebită plăcere o invităm la microfon pe doamna Karin Borovici, șefa Departamentului Cooperare pentru Dezvoltare în cadrul Ambasadei Suediei din Republica Moldova. Excelențele dumneavoastră, domnule Lazarencu și stimată, onorată public, Rafael, stimat domn din Ministerul Ecologiei Ucraine, deci toți partenerii care s-au adunat astăzi aici, după cum a fost menționat de către ministrat aici, râul Nistru este cel mai important resurs de apă în Republica Moldova și suntem aici cu toții astăzi să sărbătorim ziua ei și ei se numește și se spune că Nistru este de fapt o sursă importantă în ceea ce ține și economia țării. El curge printre diferite lanșafturi frumoase, diferite câmpii, diferit habitant local care este foarte important. Deci astăzi vrem să spun că de Nistru este legat foarte multă cultură, folclor și patrimoniu. Singur că Nistru se confruntă cu diferite provocări, este vorba că se utilizează prea multă apă și sunt eforturi de conservare pentru a proteja ecosistemul acestui râu și pentru a proteja sustenabilitatea acestuia pentru viitoarele generații. Suedia este angajată de a susține Republica Moldova în managementul sustenabil al râului Nistru și suntem mulțumiți la fel pentru cooperarea cu Ucraina în acest sens. Și când vorbim despre modelul integrat de gestionare a râului, este foarte important pentru că Nistru este cel mai lung râu din Republica Moldova, care acoperă de fapt mai mult de 70% de utilizare a resurselor de apă, resurselor acvatice în Republica Moldova și este foarte important pentru securitatea economică și socială a țării. Și noi la fel contribuim mai departe ca să ajutăm Republica Moldova în ceea ce ține alinierea ei în standardele Uniunii Europene pentru a putea menține calitatea și cantitatea apei, pentru a avea acces la apă pentru toată populația. Și din 2022 până în 2027, pentru acest proiect, este 3 milioane de euro alocate pentru acest proiect care ține de protejarea și monitorizarea bazinului Nistrului. Și la fel, aceasta este nevoie și de un fel de management transfrontalier. Pentru aceasta este nevoie de a spori comunicarea și creșterea sensibilizării referitor la gestionarea râului Nistru și sunt diferite chestiuni care au impact asupra ecosistemului. Noi suntem bucuroși că astăzi avem colegi din Republica Moldova, din Ucraina, pentru că, de fapt, Nistru este plasat ca o graniță naturală între Republica Moldova și Ucraina și aceasta este foarte important să se protejeze ecosistemul, biodiversitatea de către ambele părți și mai ales autoritățile locale din acestea. Și vreau să vă spun, vă mulțumesc foarte mult pentru partenerii din Republica Moldova, partenerii din la Organizația Națiunilor Unite pentru această cooperare
bine pentru că este nevoie ca să păstrăm această sursă de apă pentru a fi utilizată apoi de viitoarele generații și de toți în Europa. Vă mulțumim foarte mult! Protejarea râului Nistru, efort care cu siguranță ar fi imposibil fără ajutorul partenerilor noștri din Ucraina. Sperăm de această dată că este alături de noi domnul Alexandru Krasnoluțki, prim viceministru al mediului și resurselor naturale din Ucraina și acum chiar îl salutăm online alături de noi. Aș vrea să salut toți participanții, pentru că Râul Nistru într-adevăr unește și Republica Moldova, începând din 56 noi sărbătorim aceasta și sunt foarte multe comitete care ne susțin cu diferite consultări în ceea ce privește Râul Nistru și activitățile care sunt importante pentru ca să fie utilizarea apei cât mai eficientă și pentru a sărbătorirea zilei Nistrului în ultima duminică din mai. Asta este a șaptelea an de când aceasta se sărbătorește și Ucraina și Republica Moldova sărbătorește această zi. Această zi ne arată care este importanța resurselor și care este, de fapt, cum noi trebuie împreună să ne unim și să lucrăm pentru îmbunătățirea situațiilor și pentru a ne arăta unitatea, de fapt, poporului moldovenesc și cel ucrainean pentru Nistru. Noi mulțumim foarte mult pentru cooperare și evenimentul de astăzi nu este, de fapt, o excepție în 2022 referitor la invazia de plină a Rusiei în Ucraina, unde nu a avut loc ședința comitetului sau comisiei de ministru, dar în 23 și 24 noi s-a făcut aceasta în Ivano-Frankovsk și noi am semnat diferite acorduri pe această temă și de fapt situația s-a înrăutățit referitor apelor din Ucraina, a avut loc și diferite otrăvirea apei, acele surse de apă care erau pe linia frontului, dar Nistru a rămas ca o sursă de apă bună încă și vreau să vă spun că aceasta este o sursă stabilă. Stimați participanți la conferință, eu vreau să vă doresc această conferință și vreau să vă felicit încă o dată și vă mulțumesc foarte mult pentru această întrunire. Dumneavoastră doresc toate cele bune. Viceministru, un pilon important în realizarea proiectului sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru le reprezintă PNUD Moldova. De-a lungul anilor, organizația a pus umărul la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova și a susținut proiecte de mediu și a încurajat promotorii schimbărilor pozitive. Mai multe despre sprijinul oferit de PNUD Moldova o invităm să ne vorbească pe reprezentanta rezidentă a PNUD în Republica Moldova, doamna Daniela Gașparicova. Da, excelențe, stimați parteneri, colegi, din partea UNDP Republica Moldova, sunt foarte mulțumită. De ce mă aud pe mine? Să vă salut la acest eveniment tradițional. Aici ceva nu s-o. Dar nu noi. Dar cine? Vine un tehnic ce și ne spune de ce mă... The technology seems to be playing with us today. Are we good now? Acum ne auzim, da. Nu.
Faceți-ne, vă rog, un semn, pentru că suntem cumva în suspans. Spuneți-ne dacă ați reușit să rezolvați această situație. Stimați domni, nu. Eu cred că noi cu toții cunoaștem engleza. Am să vă rog mult să nu traduceți. What do you say if, because everybody now speaks English, so maybe you will just continue in English. So today's traditional event dedicated to preservation and sustainable management of the Dniester River, a vital artery connecting Moldova and Ukraine. I'm very happy to witness how the Dniester River serves as a unifying force, bringing together Moldovan and Ukrainian authorities. Local administrations and representatives of development partners. Indeed, water, as one of humanity's most precious shared resources, transcends borders and fosters collaboration. This year's event theme, Dniester that unites us, mirrors the essence of our collective efforts to protect and cherish our water resources. It underscores the importance of joining forces to safeguard the Dniester River ecosystem upon, as it has already been mentioned, noi punem aici și eu vorbesc. Health and wealth depend. At the core of ceea ce ține de proiectul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este de a susține țările în implementarea lor a scopurilor de dezvoltare durabilă. UNDP Moldova se concentrează mai mult pe guvernanța bună și pe managementul apelor, pentru că aceasta este punctul 6 din scopurile de dezvoltare sustenabilă. Așa că acum noi susținem, de fapt, în acest context, autoritățile din Republica Moldova pentru coordonarea și gestionarea durabilor a râului Dnistru. Deci, aici toate acestea se înscriu în directivele Uniunii Europene și în scopurile Republicii Moldova de a se alinia la previziunile directivelor europene și mai ales lucrează autoritățile care gestionează aceasta în domeniul mediului. Deci, vreau acum să trebuie, noi ajutăm ca autoritățile să poată să abordeze toate aceste dificultăți sau provocări care sunt în domeniul gestionării apelor. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor cu care noi am lucrat în acest domeniu și în, de fapt, suportul generos a Suediei cu adevărat a fost instrumentat și ne-a ajutat pe noi ca noi împreună să putem să cooperăm împreună. Adițional, Ucraina și angajamentul Republicii Moldova și a Ucrainei de a putea gestiona râul Dniestru, care este transfrontalier, și prin eforturile comune și acțiunile dedicate se poate ajunge la rezultate mai bune în ceea ce ține și de cooperarea internațională. Astăzi, deoarece suntem aici, dați nevoie să ne confirmăm încă o dată angajamentul nostru pentru a putea lucra pentru viitor, pentru ca într-un viitor să avem resursele de apă eficiente și îndeajuns, pentru că Dniestru să continue să servească ca o sursă de apă care ne aduce prosperitate. Mulțumim! Mult pentru cuvintele de încurajare, inclusiv pentru implicarea personală la realizarea acestui frumos proiect de protejare a fluviului Dniestru. Dragi invitați, haideți să vedem provocările tehnice de mai devreme ca o chestie pozitivă, cu siguranță. Eu cel puțin, da, îmi voi aminti de acest eveniment cu drag. Respectiv, cu siguranță va rămâne și în memoria dumneavoastră, ceea ce este un lucru bun, mai ales că urmează câteva sesiuni de discuții importante. Așadar, în cele ce urmează, doamnelor și domnilor, vă invităm la primul panel din cadrul evenimentului nostru dedicat managementului durabil al râului Dniestru în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cadrul legal și politic și de politici va sparge gheața prezentărilor doamna Irina Ponga, secretară generală adjunctă în cadrul Ministerului Mediului, cu detalii despre angajamentele Republicii Moldova privind gestionarea resurselor de apă, cum spuneam, în contextul aderării la Uniunea Europeană.
Onorată audiență, stimați colegi, astăzi vă zic cu un bun venit la evenimentul de celebrare a Zilei Nistrului. Este un eveniment foarte important, deoarece avem oportunitatea încă o dată de a discuta și a reflecta asupra importanței apei, nu doar pentru viață, dar și pentru dezvoltarea economiei, pentru dezvoltarea energetică. Deci apa e despre dezvoltarea durabilă. Și doar atunci când avem ocazia suplimentară de a vorbi despre apă și despre angajamentele noastre ca țară în cadrul Uniunii Europene și aderării la Uniunea Europeană. Deci am o deosebită plăcere încă o dată de a sublinia care sunt acestea. Dacă vorbim... O clipă, vă rog. Așa. Înțeleg eu că... Prea repede am. Așa. Deci parcursul european a Republicii Moldova își ia startul în 2014, un eveniment foarte important și crucial pentru noi, atunci când a fost ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană prin legea numărul 112-2014. De fapt, acesta este acel tratat substanțial, zic eu, foarte important pentru noi, deoarece el stabilește acele obiective pe care noi le-am asumat ca țară, atât în domeniul deci protecției mediului, cât și în alte domenii alternative. Astăzi eu voi vorbi în special despre domeniul protecției mediului, despre domeniul protecției apei, fiindcă el este un domeniu foarte complex și presupune un șir de angajamente. Deci angajamente care noi trebuie să le luăm la nivel național, dar și angajamente pe care noi trebuie să le luăm la nivel internațional, la nivel global, fiindcă apa este o resursă naturală vie care nu are hotare. Deci ea își are parcursul prin toate țările și respectiv, când vorbim despre protecția apei, vorbim despre un angajament care ne-l asumăm toate țările care au hotarele sau beneficiază de resursa respectivă de apă. Acordul de asociere pune bazele unei cooperări transfrontaliere, unei cooperări internaționale, în care atât Republica Moldova, cât și Uniunea Europeană își asumă un șir de măsuri pe care trebuie să le ia în viitor și în prezent deja, pentru a gestiona eficient resursele de apă și pentru a preveni acele riscuri de inundații, deficitul de apă și seceta. De asemenea, acordul de asociere prevede un... Deci, acordul de asociere, de asemenea, prevede niște angajamente de gestionare a apei nu doar la nivel național, dar și la nivel transfrontalier. Și aici apare cooperarea noastră cu Ucraina, cu România, pentru a gestiona eficient resursele de apă din, care și-au parcursul prin teritoriul Republicii Moldova. Și cel mai important este faptul că acordul de asociere, de fapt, pune bazele elaborării unor strategii comune. Și despre asta ne vorbește și Comisia Uniunii Europene, că este bine să gestionezi la nivel național o resursă de apă, dar pentru că de resursa respectivă beneficiază și alte state, trebuie să avem o strategie comună de gestionare a unei resurse de apă. Să ne mobilizăm toate eforturile pentru ca să avem o gestionare eficientă. Deci, unul dintre actele UE care pune baza protecției apei este Directiva APE, o directivă foarte importantă pentru noi, o directivă care a fost transpusă și deja este aplicabilă în Republica Moldova. Deci, directiva respectivă pune accentul pe protecția și nemijlocit gestionarea foarte eficientă a bazinilor hidrografice. Iată de ce, datorită cadrului normativ
vizată în directiva respectivă, datorită eforturilor depuse de către Ministerul Mediului. Noi suntem la etapa de elaborare a ciclului 2 a planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice, un efort considerabil, care va asigura gestionarea eficientă a bazinului râului Nistru, a bazinului râului Prut și va asigura atingerea obiectivelor pentru care a fost creată această directivă. Dacă vorbim despre deci protecția și utilizarea curselor de apă transfrontalieră, neapărat țin să menționez Convenția privind protecția și utilizarea curselor de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale de la Helsinki, fiindcă datorită acestei convenții, deci Republica Moldova, împreună cu toate statele semnatare, își propun ca să coopereze și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura acea protecție internațională. Deci, iarăși, atenționez că nu este vorba de o protecție strict națională sau regională, vorbim de o protecție internațională globală. Asta este specific atunci când vorbim de resursele de apă. Așa. Vorbind despre parteneriatul și efortul nostru cu Ucraina, deci aici vreau să menționez despre acel acord semnat dintre Ucraina și Republica Moldova, care își are drept scopul de a reglementa, de a gestiona eficient și durabil bazinul râului Nistru. Și cel mai important este că atunci când vorbim despre gestionarea durabilă, în primul rând avem în vedere interesele populației, atât a Republicii Moldova, cât și interesele populației a Nistrului, a Ucrainei. Deoarece Nistru este nu doar despre apa care noi avem nevoie ca persoane pentru a ne satisface careva necesități, dar Nistru este despre dezvoltarea economică a ambelor țări, despre dezvoltarea energetică a ambelor țări, despre dezvoltarea agriculturii a ambelor țări. Și atunci el este un punct strategic de importanță a securității naționale, așa cum a zis și doamna prezentatoare mai devreme. Așa. Deci, dumneavoastră toți cunoașteți, ne-a marcat anul 2023 cu decizii foarte importante, decizii în care Republica Moldova a inițiat negocierile cu Uniunea Europeană, o decizie care, de fapt, a pus și a consolidat acel parcurs european pe care ne-l propunem noi ca stat. Și datorită acestui parcurs european, datorită acestor angajamente pe care noi ni le asumăm pe plan internațional, noi avem ca obligație, ca angajament, ca să aliniem legislația noastră națională la cea a Uniunii Europene. Și în ceea ce privește protecția apei, vreau să zic chiar că noi stăm destul de bine la acest capitol, deci într-adevăr, pe parcursul a 10 ani, începând din 2014 până acum 2024, au fost depuse eforturi colosale pentru a alinia legislația națională la cea a Uniunii Europene și noi dispunem de un cadru normativ eficient, un cadru normativ actual care să răspundă acelor provocări, acelor riscuri legate de protecția apei și de gestionarea apei. Și dacă vorbim statistic, deci noi avem transpuse 5 directive din acordul de asociere, unele deci sunt transpuse total, altele parțial, și deci ne rămâne să lucrăm pe două acte a Uniunii Europene. Un act ține de strategia marină, dar ținând cont de faptul că Republica Moldova are deci particularitățile sale geografice, aici va fi mai puțin din partea noastră care va obligațiuni, totuși va trebui să ni le asumăm. Și o tendință absolut nouă a Uniunii Europene, dacă vă uitați, este un regulament din 2020, care privește cerințele de reutilizare a apei. Deci, acest regulament
pe lângă faptul că este unul foarte ambițios, el presupune și foarte multe costuri și resurse financiare. De asta, noi trebuie să fim pregătiți, trebuie să depunem tot efortul pentru ca să asigurăm în timp măsurile pentru a ne alinia la acest mecanism. Fiindcă important este nu doar să avem cadrul normativ în Republica Moldova, dar și să avem capacitatea de a implementa acest cadru normativ. Deci, ziceam eu că în 2023 Moldova a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Asta presupune un set de acțiuni, un set de etape pe care noi ca țară ni le asumăm și iată, în începuturile noastre de a adera la Uniunea Europeană, de a purta acele negocieri, de a deci urma procedurile de screening, self-screening, în care noi am analizat cum e la noi în țară, care este situația transpunerii legislației, de ce avem pe domeniul protecției apei și nu doar. Comisia Europeană a venit cu un raport în care a constatat de fapt că noi suntem bine la capitolul protecției apei, deci noi avem cadru legal, vă ziceam mai devreme că noi am transpus și acea directivă APE, și mai avem necesitatea de a depune eforturi pentru asigurarea aprovizionării cu ape a tuturor populației din Republica Moldova și a sistemelor de canalizare. Deci și aici este nevoie de un suport suplimentar, inclusiv financiar, cât și dezvoltării infrastructurii. Iată de ce, deci noi înțelegem astăzi că parcursul nostru european, pe lângă obligația de a transpune careva legislație, avem și obligația de a lua măsuri, zic eu, practice, pentru ca să asigurăm implementarea cu succes a legislației respective. Deci, dacă vorbim despre cele mai recente evenimente care au avut loc acum, dar înainte de asta vreau să menționez ce înseamnă pentru noi aderarea la Uniunea Europeană. Ce înseamnă pentru noi și care sunt beneficiile aderării la Uniunea Europeană în contextul protecției și gestionării eficiente a apei. Deci asta, în primul rând, presupune o resursă de apă protejată, o resursă de apă calitativă, o resursă de apă care poate fi utilizată nu doar pentru a satisface necesitatea de consum, dar și pentru a ne dezvolta economic ca stat. Deci acestea sunt garanțiile transpunerii legislației Uniunii Europene și implementării acestei legislații la nivel național. În data de 21-22 mai, acum două zile, a fost un eveniment foarte important pentru noi toți. A fost organizat screening-ul explicativ în Bruxelles, în care noi am avut ocazia ca stat și împreună cu vecinii noștri ucraineni de a concretiza care sunt particularitățile, care este specificul acquis-ului UE în domeniul protecției mediului și unul din capitolele și blocurile acestui domeniu protecția mediului ține de calitatea apei. Vreau să zic că a fost un eveniment foarte viu în care am avut posibilitatea să acordăm întrebări Comisiei Europene și dumnealor au venit cu acele clarificări. Acum este mult mai clar ce avem noi de făcut în viitorul apropiat. Acum este mult mai clar câte provocări ne așteaptă. Cu toate acestea, provocările, zic eu, că pun începutul unui mecanism viu de modificare atât a conștiinței noastre ca populație, cât și a celor eforturi pe care noi trebuie să le depunem pentru ca să asigurăm, deci că nu doar avem cadru aliniat, dar avem și mecanisme eficiente de implementare a acestui cadru. Vreau să zic că nu doar noi, cei care am fost la Bruxelles, am adresat întrebări. Nu doar noi am fost cheie evenimentului, dar cel mai mare rol cred că au avut-o cei de acasă.
Vin să mulțumesc tuturor celor de la Ministerul Mediului și nu doar, de la alte ministere care au fost acasă, care au dat întrebări, care au fost activi și care au pus uneori în situația în care nici experții de la Comisia Europeană nu știau exact răspunsurile pe viu să le dea, deci chiar i-au pus în mișcare. Asta este foarte bine, arată că noi suntem interesați, noi ne dorim acel parcurs european, noi vrem să avem cadru aliniat, noi vrem să avem o resursă naturală bine și eficient gestionată și noi suntem interesați de depune măsurile necesare pentru ca să atingem acesta. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez în continuare o zi cât mai productivă și interesantă. Astăzi vorbim despre apă, astăzi vorbim despre dezvoltarea durabilă. Mersi mult! Mulțumim mult, doamnă Ponga, pentru prezentare și sperăm că angajamentele pe care le-ați trecut în revistă să fie realizate cât mai curând, provocările depășite cât mai curând pentru a ne bucura cu toții de resurse de ape curate și accesibile. Dragi invitați, un anunț tehnic. În cadrul acestui panel vom avea invitați ce vor vorbi în limba ucraineană. În cazul în care nu aveți setul de traducere, rugămintea este să ridicați mâna și dacă veți avea nevoie, pentru că prezentarea va fi un sfert de oră, respectiv colegii mei se vor apropia de dumneavoastră și vă vor oferi căștile. Ce trebuie să faceți este chiar în acest moment să ridicați mâna. Așa, avem deja pe cineva. Bine, colegile mele se vor apropia pe fiecare rând și pur și simplu să menționați că vreți căștile pentru traducere și le veți primi. Așadar, continuăm șirul prezentărilor alături de doamna Victoria Grati, șefa Direcției Politici de Management Integrat al Resurselor de Apă din cadrul Ministerului Mediului din Republica Moldova. Domnia sa va fi urmată de discursul online al domnului Igor Kopchak, director adjunct al Agenției de Stat pentru Resurse de Apă din Ucraina. Prezentarea este dedicată Guvernării Integrate a Bazinului Râului Nistru. Doamna Grati, aveți cuvântul. Bună ziua, stimați colegi, dragi invitați, domnul ministru. Eu mă bucur foarte mult să văd sala plină și cred că noi nu am greșit când am ales devizul sărbătorii din acest an, și anume că Nistru trebuie să ne unească pentru a avea rezultate frumoase, pentru a înregistra acele obiective care le-a menționat doamna secretar general în prima sa intervenție. Noi, din partea direcției, vreau să-i mulțumesc că ea încă a acceptat să vină la evenimentul nostru după o sarcină foarte grea pe care ea a înregistrat-o cu succes. Irina, mersi foarte mult! De fapt, eu astăzi voi puncta câteva dintre realizările pe care noi le avem, anume referitor la bazinul fluviului Nistru, dar va fi o continuare a celor angajamente pe care le-a menționat doamna secretar în prima sa prezentare. Vorbind și continuând gândurile Irinei despre acordul de asociere și acele directive care au fost setate ca obligație sau ca angajament, mai bine spus, de către țara noastră în acordul de asociere, eu aș vrea să menționez că cadrul normativ pe domeniul apelor a fost inițiat a fi elaborat și armonizat cu directivele Uniunii Europene, înainte puțin de a semna țara noastră acordul de asociere. Și probabil că asta puțin ne-a favorizat, pentru că atunci când a fost semnat acordul de asociere, legea apelor deja era în vigoare, începând cu anul 2013, care transpune parțial 5 directive ale Uniunii Europene. Anul trecut, noi, cu suportul partenerilor, am reușit să facem o actualizare considerabilă a legii apelor, prin care am pus în evidență și am reflectat acele recomandări ale raportului de la Comisia Europeană și anul acesta putem să raportăm progres pe acest domeniu. Dacă ne referim la bazinul râului Nistru, noi am inițiat, de fapt,
prin a elabora acele acte care se prevadă foarte clar ce anume trebuie să conțină un plan de gestionare a unui bazin. Avem o hotărâre care prevede structura planului și ce informații ar trebui să conțină acest document pentru că el să devină un instrument util pentru, nu doar pentru noi ca autoritate publică, dar și pentru instituțiile subordonate, pentru organizațiile non-guvernamentale și să nu uităm de apeleuri care ne mijlocit au rolul împreună cu noi să aibă rezultate frumoase. Primul plan de gestionare a bazinului Nistru a fost aprobat în 2017, primul ciclu al bazinului. A fost o primă încercare a noastră de a avea un astfel de plan și urmare a evaluării, implementării cât de bine sau ce rezultate noi am avut. Avem rezultatul pe care îl avem, dar noi îl considerăm ca un prim plan și este o practică bună, ceea ce ne permite ca în ciclu 2 deja să setăm poate măsuri mai realiste, poate măsuri care nu au fost realizate în primul ciclu, pentru că când vom reelabora raportul pentru următorul ciclu, să avem un procentaj mult mai bun. Ce facem noi la moment? Deja suntem în proces de promovare a ciclului 2, a planului de acțiune, a planului de gestionare a fluviului Nistru. Ne aflăm la moment la etapa de avizare. Am transmis notificare către colegii din Ucraina pentru evaluarea strategică de mediu. La fel și colegii din Ucraina, la fel ne-au sesizat și suntem în proces de examinare a planului prezentat de către colegii din Ucraina. Urmează să prezentăm noi propunerile noastre, colegii propunerile din Ucraina și să avansăm pe aprobarea planurilor. Înainte de a elabora ciclul 2 a planului de acțiuni, noi împreună cu colegii din Ucraina și cu suportul partenerilor de dezvoltare în cadrul proiectului GEF, a fost elaborat un document foarte important pentru ambele țări. Este un document strategic care, de fapt, stă la baza elaborării planurilor naționale ale țărilor. Mă refer aici la Planul Strategic de Acțiuni pentru Bazinul Hidrografic al Fluviului Nistru pentru perioada 2021-2023. Documentul a fost aprobat printr-o declarație comună a ambelor ministere și stă la baza acțiunilor care urmează a fi implementate în planurile naționale și, dacă să fac o paranteză, următorul proiect pe care noi am aplicat împreună cu Ucraina la GEF a fost aprobat. Noi urmează să avem suport pentru implementarea acestui program. Cred că este o noutate foarte bună pentru ceea ce urmează să facem. Despre planul și care este scopul lui și care sunt obiectivele, eu nu o să mă opresc foarte mult. Am menționat și Irina în prima prezentare că, de fapt, obiectivul de bază este o gestionare integrată și scopul este obținerea calității bune a apei. Vreau să mă opresc puțin la obiectivele care le-am setat noi în ciclu 2 și o să remarc că în sală avem consultanții care au acordat suport la elaborarea acestui plan. În cazul în care or să apară întrebări sau propuneri de ceea ce poate participanții ar dori să se vadă în plan, încă este loc de intervenit pentru a avea un document bun. Obiectivul general al planului, de fapt, constă în îmbunătățirea calității resurselor de apă prin eliminarea surselor de poluare. Eu vreau să fac referință la câteva dintre cele mai importante măsuri care noi le-am prevăzut în plan. De fapt, în obiectivul dat se includ cele mai multe proiecte de infrastructură, pentru că trebuie să recunoaștem că apa trebuie utilizată la justa valoare și sistemele de alimentare cu apă, în unele cazuri, trebuie regândite, cu atât mai mult sistemele de sanitație, unde nu întotdeauna sistemele clasice sunt adecvate, trebuie identificate și soluții individuale de sanitație.
Avem incluse un șir de proiecte de infrastructură care urmează a fi realizate, multe dintre ele sunt deja inițiate. Avem suport de la partenerii de implementare și suntem într-un parteneriat cu Ministerul Infrastructurii, care de fapt este responsabil de partea de infrastructură. Eu am să menționez unul probabil dintre cele mai așteptate proiecte în țara noastră de mulți ani și pentru că domnul ministru a menționat Soroca, eu nu pot să nu menționez că unul dintre proiecte este construcția stației de depurare la Soroca. Și sper să peste 2 sau 3 ani când ne întâlnim iarăși la ziua Nistrului să mergem la stația de depurare nouă de la Soroca și împreună să examinăm care sunt rezultatele proiectului. La obiectivul general 2 avem proiecte de cele mai, de fapt, impact, accentul noi l-am pus pe reabilitarea râurilor mici interne, pentru că nu putem să ne gândim doar la cele două râuri mari pe care le are Republica Moldova. Noi, ultimii ani, am îndreptat atenția spre reabilitarea râurilor mici interne, pentru că ele sunt o sursă importantă și un factor important pentru domeniu. Avem deja în implementare câteva proiecte. Eu am să las pe domnul Cazacu, dacă o să vrea în următoarea prezentare să fac careva referire. Avem un grup de lucru care examinează depunerile de proiecte și sunt selectate acele proiecte care urmează a fi implementate. Dar în afară de reabilitarea râurilor, avem foarte multe proiecte care prevăd lucrări de reabilitare a ecosistemelor în ansamblu și avem prevăzute multe plantări. Ca să fac o paralelă între programul de împădurire, noi la fel am inclus multe activități referitor la plantări. Și la obiectivul general numărul 3 avem prevăzute foarte multe activități în partea ce ține de monitoringul resurselor de apă, sau noi ne dăm bine seama că nu putem să gestionăm corect dacă nu avem date reale, date foarte bine analizate. Avem activități ce țin de dotarea stațiilor de monitoring și nemijlocit dotarea laboratorului de referință. Și unele dintre cele mai importante activități țin de consolidarea cooperării cu Ucraina, continuarea dialogului nostru cu partea ucraineană, activitatea comisiei, activitatea grupurilor de lucru. Eu cred că o să mă opresc aici și o să transmit eștafeta colegului din Ucraina, ca să nu rețin foarte mult din timp, pentru că noi mai rămânem în sală și în cazul în care vor fi întrebări și discuții, suntem gata să le oferim, dar vreau să avem un dialog comun și să dau posibilitatea și colegilor din Ucraina să se refere la etapa unde sunt ei cu planul de gestionare. Mersi foarte mult! Mulțumim, doamna Grati. Într-adevăr, pentru a înțelege mai bine situația, este necesară expunerea părții ucrainene. Prin urmare, îl invităm la microfon online, bineînțeles, pe domnul Igor Gopceac, director adjunct al Agenției de Stat pentru Resurse de Apă din Ucraina. Dragi colegi, eu sper că mă auziți. Eu o să încerc să afișez prezentarea mea. Eu sper că vedeți prezentarea. Salut din nou! Eu sunt foarte bucuros pentru invitația a face parte din această conferință la Ziua Nistrului. Este un nume foarte bun, este foarte
Aici e foarte frumos că Moldova și Ucraina sărbătorește această sărbătoare. Ziua Internațională a Nistrului este o platformă care implică toate părțile interesate pentru a participa la prezervarea Nistrului, gestionarea resurselor, creșterea implicării ecologice și implicării societății civile, experților pentru a identifica soluții. Și la fel companii de informare și pentru a vedea progresul țărilor și a afișa cum este managementul integrat a resurselor respective. Acest lucru este coordonat și el se stabilește tranziția de la nivel de administrație la nivel de bază de revenit. Instrumentele folosite pentru sunt planul de management și Ucraina, procedura de gestionare a planului de gestionare este elaborat de Cabinetul de Ministri în 2017. Structura râului este stabilită în planul de acțiune, este stabilit de directiva UE în cadrul politica împreunată de gestionare a apelor. Și acest lucru care merge împreună cu alte documente și este un scop strategic și care este calitatea bună a apelor și principalele provocări ecologice care sunt a râului Nistrului sunt stabilite ca provocări care trebuie rezolvate. Este foarte multe contaminări organice, neorganice, chimice, foarte multe schimbări morfologice, foarte multe obiecte de microplastic care sunt și resturi care sunt aruncate în apă. Substanțe și ostilități care sunt în Ucraina și gestionarea. Deci apele subterane de suprafață, noi avem 100 aproximativ 1000 de râuri de suprafață și subterane. Și avem informații despre râurile de sus, cum ar fi apele de pe mal și alte arealuri care vor fi stabilite de către directiva UE, care este furnizarea de ape. Este vorbește despre planul de acțiune. La fel stabilește toate activități care sunt parte a planului de implementare în partea 8. Are o listă, este o listă întreagă de toate bazele de râuri și au cuprinsul lor și care sunt soluțiile proiectate și alt capitol conține implementările care sunt necesare în 2035, până în 2035. Ucraina trebuie să aprobe acest plan de management în acest an, 2024. Per general, activitățile pentru gestionarea resurselor deci stabilește două tipe de activități până în 2027, principale și celelalte auxiliare. Există 63% fac parte de construirea și reconstruirea stațiilor de tratare a apei
și analizarea bazei economice stabilește că prioritățile sunt este scăderea și contaminarea apelor și programul stabilește construcția și reconstruirea facilităților de epurare și tratare apei și a canalelor respective. Există o listă de activități a râurilor mici și a protejarea plocurilor și a malurilor și costul total a acestor lucruri 27 miliarde de hrivne ucrainene. Planul de proiect este publicat pe website pentru Agenția Națională a Gestionării de Ape de Ministerul Mediului al Ucrainei și acum avem o discuție public pe care sperăm să o avem pe 26 iunie și sperăm că acest plan o acestor activități va fi adoptat la timp la sfârșitul 2024 până în 2025 vom fi gata pentru implementare și vom monitoriza progresul următor. Noi avem nevoie să implicăm mai multe susținere internațională și tehnic, în special gestionarea râului și în special a râului Nistru. Planul de management este important pentru a implica investitori, investiții și activități care prioritizează finanțarea banilor europeni și, de exemplu, stațiile, facilitățile ucrainene oferă investiții pentru restabilirea, modernizarea și reformarea acestor entități în cadrul Uniunii Europene. Există un instrument de susținere pentru o susținere de experți este direcționată către țările candidate pentru o programă de cooperare și a implica subiecte legate de apă și parteneriatelor și programelor de cooperare. Alte proiecte sunt care sunt stabiliți, cum ar fi proiecte de finanțare la 21 mai 2024 Bruxelles a găzduit o conferință prin care a fost și Moldova în care s-a vorbit despre un screening general despre ecologie și mediu și schimbări climatice, care este protecția mediului și care a fost partea au adresat mai multe întrebări prin care și-au obținut răspunsuri și câteodată n-au găsit răspunsuri pe loc, au răspuns în scris la unele întrebări, că au găsit, au adresat întrebările corecte. Întrebările care au fost abordate de țările noastre au evidențiat importanța implementarea directivei cadrului legal pentru gestionarea apelor și aprobarea acestui plan și ulterioara implementare este un pas important pentru Ucraina ca să accede în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și eu sper că o să continuăm colaborarea noastră bună. Vă urez o numai bine și apă curată și succes în toate. Acestei conferințe menționa doamna Punga mai devreme, odată cu obținerea statutului de țară candidată la Uniunea Europeană, Republica Moldova și-a asumat un șir de angajamente în fața partenerilor europeni,
Iar domeniul de mediu, și ne bucurăm pentru acest lucru, este la fel de important ca cel al justiției, economiei sau educației. Îl invit la microfon pe domnul Felix Zaharia, expert în cadrul PNUD Moldova, pentru a ne vorbi despre efortul pe care trebuie să-l întreprindă Moldova și Ucraina în sectorul apelor în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Răilean! Mulțumesc, stimați participanți, pentru că sunteți alături de noi. Mă numesc Felix Zaharia și am fost invitat de PNUD Moldova să închid aceste prezentări generale prin niște concluzii ale ce înseamnă necesitatea de... ce înseamnă legislația europeană și cerințele ei în procesul de aderare la Uniunea Europeană a celor două țări. Esența fiind, așa cum mi-am și intitulat prezentarea, că râurile comune trebuie gestionate de manieră comună, de manieră integrată, de țările care de țările pe teritoriul cărora trec aceste cursuri de apă. Câteva cuvinte despre mine, înainte de a începe. Expertiza mea este juridică în domeniul principal al protecției internaționale a mediului și în această calitate am lucrat sau lucrez în mai multe instituții, în Comisia Dunării, Ministerul Afacerilor Externe, și am abordat inclusiv problematica protecției cursurilor de apă la nivel internațional, dar și bilateral, în special în relația dintre România și țările vecine. Și în primul proiect Nistru, în relația, bineînțeles, între Republica Moldova și Ucraina, unde am sprijinit autoritățile Republicii Moldova prin prezentarea de practică internațională în domeniul gestionării cursurilor de apă. Așadar, voi începe cu prezentarea. Este cooperarea internațională în domeniul protecției, în domeniul protecției apelor este foarte veche. Practic, cursurile de apă internaționale, cursurile de apă care traversează sau formează frontiera dintre mai multe state, au făcut obiectul cooperării dintre aceste state de foarte mult timp și, bineînțeles, și în Europa cu atât mai mult. Prima organizație internațională creată în lume, da, pentru că ne aflăm aici cu reprezentanța organizațiilor internaționale, privea managementul unui curs de apă al Rinului. Și, practic, managementul comun al resurselor de apă a fost o prioritate pentru state care și-au dat seama că fără o abordare comună a acestor cursuri de apă, ambele, sau mai multe state, dacă era cazul, vor suferi. Bineînțeles, rolul important al cooperării acestea comune privește și prevenirea conflictelor din utilizarea apelor, astfel încât, prin stabilirea unor reguli comune de utilizare, statele au putut să gestioneze resursa de apă, astfel încât să-și satisfacă nevoile fără a ajunge la un conflict. Această utilizare comună, de la aspectele strict de utilizare prezentă, curentă, s-a orientat spre aspectele de utilizare pentru viitor, pentru generațiile viitoare, care au fost menționate și în prezentările anterioare. Haideți că deja prezentarea mea e înainte. Bun, am să profit de această chestiune tehnică. Vorbeam de apele transfrontaliere și două concepte esențiale în înțelegerea modului în care sunt gestionate apele transfrontaliere. În primul rând,
această abordare pe care le regăsim și în legislație, în directiva cadru apă. Și voi ajunge imediat la ea privită. Prezentările anterioare s-au referit la prevederi specifice, eu am să fac o prezentare mai generală. Această abordare integrată a managementului resurselor de apă privește în secolul 21 și în contextul în care ne aflăm aici în Republica Moldova, în Ucraina, de pregătirea aderării la Uniunea Europeană, privește managementul nu numai a cursului efectiv de apă, dar și al resurselor acvatice de oricare fel și al teritoriului pe care curg aceste cursuri de apă. Și este foarte important că această abordare integrată privește și modul în care sunt utilizate resursele de apă în toate aspectele, în toate activitățile economice și în protecția mediului și cu toți actorii care sunt implicați. Nu numai statele, pe care le-am menționat repetat la început, dar și actorii, autoritățile centrale locale, dar și actorii privați, pe lângă, bineînțeles, comunitățile locale care au acces la, direct la apă și organizațiile non-guvernamentale, cetățenii și organizațiile non-guvernamentale care sunt interesați de protecția apei. Și, în final, un alt element esențial, abordarea la nivel de bazin al râului, de la cursul de vărsare, de la punctul de pornire, unde se formează cursul de apă, până la punctul de vărsare al cursului de apă în mare. Acest bazin este unitatea principală de management, da, abordarea de la nivel de district bazinal, unitatea de management, cum e abordată, cum sunt gestionate toate acele utilizări de care este nevoie, toate acele necesități și nevoi ale industriei, ale agriculturii, ale populației într-un cadru integrat. Și aici ajung la cadrul juridic european în domeniul apelor. Apa este un domeniu prin care s-a integrat foarte firesc în construcția europeană, în construcția legislației europene. Inițial, într-o formă fragmentară, cu mai multe directive, și aici le-am prevăzut, directiva privind apa potabilă, privind apa privind utilizarea apei pentru un băiat, directiva privind nitrații, apa menajeră, care ulterior, din cauza faptului că s-a concluzionat spre sfârșitul anilor 80, ca urmare a unor accidente care au avut loc în Uniunea Europeană, că nu răspundeau necesităților și nu duceau la o îmbunătățire considerabilă a resursei de apă, au fost consolidate într-o directivă cadru. Această directivă cadru apă e un instrument unic în lume, prin modul de complex în care tratează toată problematica apei. Și în domeniul specific al cooperării al gestionării comune a cursurilor de apă, conține prevederi foarte, foarte clare și inovative în același timp, care determină, obligă în cazul statelor Uniunii Europene, obligă statele să coopereze strâns în gestionarea resurselor de apă. Guvernanța resurselor de apă, foarte, foarte interesant, este asigurată prin directivă, ca urmare a dictei, prin niște organisme comune. Practic, Uniunea Europeană a permis statelor membre să-și gestioneze resursele comune prin intermediul unor organizații internaționale, da, care practic sunt în afara Uniunii Europene, și aceste organizații internaționale, aici are loc o întrepătrundere între o legislație internațională și o legislație europeană.
În cazul Republica Moldova și Ucraina, așa cum s-a menționat deja, au acest organism comun printr-un acord deosebit de actual, din nou o premieră la nivel mondial, acest acord de la Roma semnat la Roma în 2012, care creează Comisia Nistreană, organism care este avut în vedere de directiva cadru apă, genul de organism care este avut în vedere de directiva cadru apă. Încă câteva cuvinte despre directiva cadru apă pentru a sublinia caracterul ei esențial în protecția apelor la nivelul Uniunii Europene, dar și în modul în care ea este aplicată în Uniune. Este un instrument juridic foarte puternic, care conține niște reguli foarte clare pentru statele membre, ce trebuie implementate în termene foarte precise. Aceste termene au mai fost prelungite, există, bineînțeles, și excepții, dar, în general, el este un instrument juridic foarte clar, care dă o perspectivă foarte clară statelor membre și, bineînțeles, și statelor în curs de aderare. El creează și un cadru pentru monitorizarea implementării obiectivelor stabilite prin directivă. Statele trebuie să raporteze Comisiei Europene progresul, dar are în vedere și sprijinul financiar pentru realizarea obiectivelor. Menționa doamna secretar general necesitatea realizării de investiții în domeniul gestionării apelor menajere. Investiții care necesită și de care Uniunea este conștientă, investiții considerabile pe care nu toate statele și le pot permite și de aceea există mai multe instrumente de sprijin, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și pentru statele care vor să devină parte. Am citat acolo, să ne întoarcem, am citat acolo când au avut loc discuțiile periodice referitoare la revizuirea legislației europene, o procedură prin care toată legislația europeană trece periodic. Foarte multe organizații de mediu au creat o coaliție, râurile vii din Europa, pentru a apăra menținerea directivei cadru apă în forma în care este. Un argument că această legislație este susținută nu numai de statele membre, dar și de populație și de organizații non-guvernamentale. Aici două elemente pentru două chestiuni concrete pentru a vedea obiectivele directivei cadru apă pentru statele și în acest context specific pentru statele care împart un cursuri de apă, cum e cazul Republicii Moldova și al Ucrainei. O politică cu privire la apă, o abordare cu privire la apă integrată, aici am luat din preambulul directivei, din nou foarte important pentru că menționam implicarea actorii, inclusiv a tuturor actorilor interesați de starea cursului de apă și de utilizarea resurselor lor. Directiva menționează că deciziile ar trebui să fie luate cât mai aproape de locul unde este utilizată apa sau de cei care sunt afectați de măsurile cu privire la cursul de apă și trebuie stabilite aceste programe de măsuri, din nou foarte importante și în cazul statelor care împart cursuri de apă trebuie să fie comune, care trebuie să fie ajustate condițiilor locale sau regionale. Și în ultim aspect este paragraful 16 preambular din această directivă, care integrarea managementului apei în celelalte politici ale Uniunii Europene. Și acum am vrut să mă refer la două spețe tranșate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În,
cu privire la directiva cadru apă. Bineînțeles, sunt mult mai multe, dar este în prima cauză decisă în 2015, curtea insistă asupra importanței tuturor elementelor de abordare a cursului de apă. Am menționat că curtea consideră că atunci când se degradează un element de calitate, atunci chiar dacă nu... Deci degradarea unui element de calitate atrage și degradarea întregului corp de apă, consideră curtea. În același timp, vă vorbeam de excepții și această cauză este relevantă pentru apele comune, pentru Nistru. Deciziile, sublinează curtea și permite aici o excepție care e luată de autoritățile unui stat membru, în speța Austria, dacă ele sunt bazate pe analize științifice, detaliate, credibile, ele pot fi acceptate pentru că se încadrează în excepțiile de la această, de la directiva cadru apă. Cu alte cuvinte, directiva cadru apă nu este o directivă care interzice utilizarea cursurilor de apă, ci este o directivă care promovează utilizarea lor durabilă. Și aici cazul specific al Republicii Moldova și al Ucrainei, elementele pe care le-am menționat cu privire la calitatea apei pe care le-am luat din rapoartele Comisiei Europene s-au regăsit în prezentările anterioare. Ce vreau să insist este ceea ce apare menționat în partea de jos a slide-ului. Comisia Europeană concluzionează că cele două țări au dificultăți, în ambele rapoarte, că au dificultăți să coopereze în managementul râului Nistru. Și de aceea conferința aceasta este o oportunitate foarte bună de a discuta și de a identifica ce pot ambele state să facă împreună mai mult pentru a răspunde acestor preocupări ale Comisiei Europene. Din nou, directiva cadru apă are drept obiectiv să asigure că statele care împart un curs de apă îl administrează în comun în mod sustenabil. Încă două elemente pe care am vrut să le menționez referitor la Republica Moldova și la Ucraina. Pe de o parte, cadrul juridic existent, foarte important că există deja acest cadru juridic, adică Republica Moldova și Ucraina sunt într-un stadiu avansat de gestionare a râului, prin acordul acela din 1994 și prin tratatul de la Roma din 2012. Mai există, bineînțeles, un alt acord care privește bazinul râului Nistru, este acordul între Ucraina și Polonia cu privire la managementul apelor transfrontaliere, dar, bineînțeles, doar o mică parte din bazin se află pe teritoriul Poloniei. Acest cadru existent satisface deja una din cerințele esențiale ale directivei, existența unei structuri de administrare a resurselor de apă. Existența acesteia asigură, este esențial, am notat aici, pentru stabilitatea pe termen lung a utilizării durabile a cursului de apă. Voi parcurge repede chestiunile referitoare la provocările pe care le întâmpină și pe care le vor întâmpina cele două state, poluarea,
cu atât din industrie cât și din agricultură, care afectează utilizarea resurselor ape, dar bineînțeles și resursele care, de care depind resursele acvatice, biodiversitatea. Disputele, nu putem să le excludem, există, menționam la începutul prezentării, statele au interese diferite și este foarte posibil ca ele să necesite, să prioritizeze altfel utilizarea apei. Scopul acestei structuri, acestor structuri este de a găsi soluții comune care să răspundă intereselor ambelor state, fără să afecteze pe termen lung utilizarea cursului de apă. Am menționat acolo și presiunile economice, utilizarea apei în producerea de energie electrică și, bineînțeles, schimbările climatice care vor fi discutate puțin mai pe larg în prezentările ulterioare. Am vrut să dau două exemple și am ales cu privire la managementul acesta transfrontalier al curselor de apă de state care sunt în cazul Comisiei Internaționale a Bazinului Râul Sava, parțial în Uniunea Europeană, parțial în afara ei. Și aici am ales cazul Bazinului Râului Sava, tot pentru că la un moment dat aceste state s-au aflat în cuprinsul aceluiași stat, ca și în cazul Republicii Moldova și al Ucrainei, și după destrămarea fostei Iugoslavie, au construit o instituție care funcționează, care ia decizii obligatorii în anumite privințe și decizii și recomandări în alte privințe, privește toate aspectele privind gestionarea resurselor de apă și a făcut ca autoritățile din statele succesoare să aibă un forum de coordonare, un loc în care să-și coordoneze politicile. Și unele din am menționat succesele înregistrate, bineînțeles management, planul de management al bazinului Râul Sava, cerut de o cerință obligatorie a directivei, dar și sistemul de avertizare cu privire la inundații. Menționasem în slide-urile anterioare directiva privind inundațiile, directiva UE, și un plan de management al riscului la inundații. Și trec la următorul caz. În această situație, în ceea ce privește bazinul râului Tisa, din nou cu state din Uniunea Europeană și state care nu sunt în Uniunea Europeană, aici discuția s-a referit la necesitatea creării unui bazin, unei structuri de coordonare bazinale în cadrul unei structuri mai mari. Discuția a privit dacă a răspuns întrebării dacă este necesară crearea unei alte structuri în condițiile în care există deja Comisia pentru Protecția Râului Dunăre. Și până la urmă ea a fost creată printr-un memorandum de înțelegere de data aceasta, nu printr-un tratat, care este reînnoit periodic pe baza unui proiect, Joint TISA, deci proiecte cum sunt și acestea finanțate de statele Uniunii Europene și sprijinite de organizații internaționale, în cazul acesta Comisia pentru Protecția Dunării. Și statele care sunt parte din acest, pe teritoriul căruia se află acest bazin, au dezvoltat un plan de management integrat. Câteva cuvinte despre ce înseamnă cooperarea efectivă între statele membre. Nu am să insist asupra lor, am să trec destul de repede. În acest managementul integrat pe care l-am menționat la început și pe care l-am tot repetat, inclusiv evaluarea de impact asupra, evaluarea strategică menționată și evaluarea de impact asupra proiectelor, de impact asupra mediului în ceea ce privește proiectelor, implicarea tuturor actorilor interesați de cursurile de apă și, menționa doamna Grații, importanța colectării datelor, a monitoringului și a distribuirii lor. Nu știu dacă mai e nevoie să insist asupra beneficiilor.
bineînțeles, protecția mediului, a biodiversității, dar și economia, prin utilizarea eficientă a acestei resurse limitate, dar și un aspect foarte important, societatea. Practic este, râurile creează o comunitate de interese și până la urmă ambele state sunt interesate ca ele ca râurile să poată fi utilizate și pentru viitor. Și în concluzie, pe baza unui cadru deja existent, prin cooperarea între statele membre se va ajunge la soluții durabile care vor răspunde provocărilor ce vor veni în viitor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim mult, domnule Zaharia, pentru această amplă prezentare. Domnilor, domnilor, aici încheiem prima sesiune tematică dedicată managementului durabil al râului Nistru în contextul aderării Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, cadrul legal și cel de politici. Urmează cea de-a doua sesiune, timpul căreia vom discuta despre agenda moldo-ucraineană privind utilizarea și protecția bazinului râului Nistru. Îl invităm la microfon pe domnul Radu Cazacu, director adjunct al Agenției Apele Moldovei, pentru a vorbi despre rolul Comisiei Nistrene în gestionarea durabilă a râului Nistru. Mulțumesc, bună ziua, stimați colegi, stimați invitați, stimați reprezentanți al partenerilor de dezvoltare. Deci am o prezentare referitor la rolul Comisiei Nistrene. S-a discutat foarte mult în prezentările anterioare despre activitatea acestei comisii, dar la început aș vrea să îi prelungesc ce a vorbit doamna Victorie, dar s-a referit la mine, să mă expun pe importanța lucrărilor de revitalizare, reabilitare a râurilor interne. Deci la noi, în Republica Moldova, conform legii apelor, conform directivei cadru apei, se utilizează principiul bazinal de gestionare a resurselor de apă. Deci noi privim Nistru nu numai ca un curs de apă, dar însuși ca tot bazinul. Deci este foarte important ca să avem, să ne implicăm în îmbunătățirea calității apei, nu numai a fluviului Nistru, dar și a afluenților. Deci, prin aceste lucrări care, în principiu, au demarat anul trecut, avem un proiect deja realizat pe porțiune de 4 km la râul Răuțel. Deci, în acest an avem niște proiecte mai ambițioase, deci vreau să curățăm râul Botna, Cogâlnic, în bazinul prutului Lăpușna. Și eu sper, aceste proiecte noi le privim un pic mai complex, nu numai lucrările de curățare, dar și lucrările de plantare a fâșiilor riverane, ce e foarte important pentru menținerea calității bune a resurselor de apă din aceste râulețe. Și vreau să menționez la doamna Zaharie ce a spus, eu sper că anul viitor, dacă va avea o prezentare tot așa de bună și frumoasă, dumnealui se va referi și la grupul de experți pe bazinul râului Prut, care acum este inițiat lucrările sub umbrela SPDR. Ați menționat foarte bine practica care au bazinul Comisia SAVA, grupul de experți TISA. Deci am inițiat și noi un memorandum trilateral, România, Ucraina și Republica Moldova, privind gestionarea bazinului Prut. Deci, scurtă informație despre bazinul râului Nistru. Deci, cum s-a menționat, sunt trei țări în acest bazin, Ucraina, Republica Moldova și Polonia. Drept că vreau să menționez că la prima ședință a Comisiei Nistrene, care a avut loc în anul 2019, noi am invitat și colegii din Polonia, dar cu părere de rău, ei nu au participat. Deci lungimea fluviului 1380 de kilometri, suprafața bazinului 72,3 km, inclusiv 73 pe teritoriul Ucrainei, 26 pe teritoriul Republicii Moldova și 0,3 pe teritoriul Poloniei.
Volumul scurgere anuale, deci 10,2 km, dar acesta este o dată multe anuală, fiindcă diferă din an în an și observăm că ultimul timp, inclusiv și datorită schimbărilor climatice, scade volumul scurgerii anuale. Și o mare varietate de peisaje, habitate și specii de floră și faună. Deci, care sunt principalele provocări de mediu în bazinul râului Nistru? Hidroenergetica. Deci, regularizarea neconformă a scurgerii, neținând cont de necesitățile de apă și de siguranță teritorială naval a ecosistemelor acvatice. Aici aș vrea să mă opresc un pic. Deci, după cum cunoașteți, fluviul Nistru este un fluviu regularizat. Deci, pe teritoriul Ucrainei este construit în anii 70, începutul anilor 80, un complex hidroenergetic, deci care constă dintr-un lac de acumulare nistrean mare, un lac de liniștire și o stație de acumulare prin pompaj. Este foarte important în colaborarea noastră transfrontalieră cu Ucraina ca să fim auziți, deci referitor la necesitățile Republicii Moldova, atât în perioada de ape mici, cât și în perioada de viituri. La colaborarea transfrontalieră, deci ca un exemplu, eu știu, de succes privind colaborarea transfrontalieră, noi avem viitura care am avut în 2020, deci am avut o conlucrare foarte bună cu partea ucraineană, ce n-a permis inundarea terenurilor naval de acest nod hidrotehnic. În același caz, e foarte important să avem totuși o conlucrare și pe perioada de vară, pe perioada de etiaj, apelor mici. Deci avem exemplu anului 2022, când debitele de intrare în lac erau foarte mici, deci și din volumul acumulat din lac, colegii din Ucraina ne-au asigurat acele necesități, care, deoarece s-a menționat și anterior, că circa 80% din populația Republicii Moldova este alimentată din bazinul Nistru și pe perioada de vară este foarte important să asigurăm cu apă potabilă populația și să asigurăm agricultura cu apă pentru irigație. Pentru că noi suntem o țară agricolă și ne confruntăm mai că fiecare an cu secete și clar că fără irigare nu putem avea rezultate bune. Poluarea apei, funcționarea neefectivă a stațiilor de epurare, utilizarea la scară mică a bunilor practici în agricultură, deci agricultura este un poluator foarte, foarte mare al resurselor de apă și stațiile de epurare, deci dacă vorbim nu numai de fluviul Nistru, dar de bazinul Nistrului, noi un pic am învățat cu sistemele de alimentare cu apă, dar am rămas în urmă cu stațiile de tratare, de epurare a apelor uzate și cum s-a menționat astăzi, stația de epurare de la Soroca deja s-a inițiat proiectul de construcție acestei stații și datorită acestui proiect, să spun sincer, noi am scos de pe agenda cu Ucraina această problemă, fiindcă în fiecare an, deci ei pe noi ne acuzau că noi nu întreprindem nimic pentru a preîntâmpina poluarea apei de la stațiile de epurare. Rezervele piscicole de importanță economică, micșorarea potențialului domeniului. Deci aici tot avem o colaborare, deci dacă ne referim la perioada de primăvară, când în perioada de reproductivă a peștelui sunt asigurate debite ecologice pentru a asigura această reproducere și degradarea lanșaftelor naturale, luncilor, albiei, habitatelor, diminuarea biodiversității. Deci acestea sunt provocările de mediu care noi încercăm să le depășim prin activitatea Comisiei Nistrene. Vreau un pic să mă opresc la colaborarea transfrontalieră pe fluviul Nistru. Deci colaborarea noastră a început în anul 1994, când a fost semnat un acord de gestionare a apelor transfrontaliere. Deci acel acord cuprindea toate apele transfrontaliere, deci Prut, Nistru, lacurile Dunărene, râulețele din bazinul Mării Negre.
În cadrul acestui acord activează Institutul Împuterniciților, deci sunt numiți împuterniciți al Guvernului Republicii Moldova pentru implementarea acordului și a fost o perioadă de tranziție spre principiul bazinal de gestionare a resurselor de apă comune și deja, în, cum am menționat, în 2019 a fost inițiată colaborarea în baza acordului semnat între Guvernul Republicii Moldova și, și Guvernul Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului râului Nistru. Deci acest acord, avem și o poză de la semnarea acestui acord, a fost semnat la Roma în anul 2012, deci a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova în anul 2013, un pic a durat cu ratificarea în Ucraina, dar totuși s-a reușit și în 2017 a fost ratificat și de Rada Supremă a Ucrainei. Deci, perspectivele colaborării transfrontaliere. Cum am menționat, deci, cu ce se deosebește acordul nistrean, așa să spunem, și Comisia Nistreană de restul acordurilor care sunt în principiu în, și în Europa și în Republica Moldova anterior le avea, fiindcă el respectă principiul bazinal. Deci, noi în cadrul ședinței Comisiei Nistriene, noi discutăm și încercăm să găsim soluții pentru toate problemele din bazinul fluviului Nistru, dar nu numai de pe cursul fluviului Nistru. Deci, tranziția la managementul integrat al resurselor de apă în bazinul fluviului Nistrului, principiul bazinal al organizării managementului transfrontalier și al protecției resurselor de apă din bazin, implementarea prevederilor directivei cadru apă, directivei privind apele uzate, directivei privind nitrați, directiva privind gestionarea riscurilor la inundații, ce e foarte important pentru noi, integrarea în continuare a utilizatorilor de apă, hidroenergie, sectorul agricol, întreprinderi și cu iazuri de decantare, deci sunt în, pe teritoriul Ucrainei, în Amonte, sunt întreprinderi din industria chimică, petrolieră, deci majoritatea acestor întreprinderi sunt în deja nu mai funcționează, să spun așa, și sunt aceste lacuri, halde de steril, lacuri în care s-au acumulat foarte multe reziduri de la aceste produceri. Și este un aspect foarte important în colaborarea noastră transfrontalieră, deoarece în caz că cedează vreo construcție hidrotehnică acestui baraj, va fi, pot fi niște, spunem așa, poluări catastrofale a fluviului Nistru. Și elaborarea și implementarea planurilor comune de management al bazinului hidrografic Nistru. Deja pe acest subiect s-a discutat și anterior și vreau să mai menționez odată ce a menționat și doamna Victoria. Deci noi avem în cadrul comisiei elaborat un plan strategic de acțiuni. Deci este un document destul de complex. Deja noi am aplicat încă în anul 2021 către finanțare a unor măsuri din acest plan strategic către Fondul Global de Mediu, dar a intervenit războiul din Ucraina și părere de rău că s-a stopat, dar avem deja informații îmbucurătoare căci acest proiect s-a pornit deja în acest an, începând din iunie, va fi implementarea acestui proiect și noi sperăm că împreună cu colegii din Ucraina vom reuși să realizăm acele măsuri primordiale, importante din acest plan strategic, care ulterior suntem încrezuți că va soluționa foarte multe probleme din bazinul fluviului Nistru. Și, iarăși, încă un lucru aș vrea să menționez, fiindcă astăzi, posibil că nu s-a discutat, nu s-a tras atenție de impactul major care l-are războiul din Ucraina. Deci, noi am avut ultima ședință înainte de război în 21, după aia am avut o perioadă când nu s-a convocat Comisia Nistreană, dar nicătând la aceasta, noi am lucrat în grupurile de lucru, deoarece în cadrul Comisiei sunt 5 grupuri de lucru.
Și iată, anul trecut, în noiembrie, am avut o ședință în Kiev, în Ivano-Frankovsk, deci deja am relansat această colaborare și sperăm că în acest an, în toamnă, deja vom invita și vom convoca următoarea ședință cu ministrenie în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule Cazacu, și ne bucură să știm că în pofida provocărilor de securitate din regiune este revitalizat dialogul Ucrainei cu Republica Moldova, inclusiv pe subiecte de mediu. În cele ce urmează va reveni pe online domnul Igor Goceac, director adjunct al Agenției de Stat pentru Resurse de Apă din Ucraina, și ne va oferi detalii privind activitatea comitetelor bazinale și rolul acestora în gestionarea durabilă a râului Nistru. Încredere ne trebuie. Estimați colegi, voi vorbi, am să dau cuvântul acum colegului meu și ea va prezenta, va arăta. Bună ziua, stimați colegi, sunt bucuroasă să vă salut la această conferință și eu aș vrea să vă prezint situația și activitățile care s-au făcut în domeniul bazinului Nistrului Nistru, această comisie sau acest comitet, Comitet pentru Dezvoltarea Durabilă. În 2018 a fost creată Agenția de Stat, care este de fapt un organ de consultanță pentru bazinul râului Nistru, în primul rând, în componența acestui comitet sau acestui comitet. Sunt 72 de reprezentanți din 7 regiuni, din regiunile Cernăuți, Ivano-Frankovsk, Ternopil și altele, și principalul activitate acestui organ de stat este să pregătim recomandări pentru toate organizațiile sau instituțiile care utilizează apa din bazinul râului Nistru. Pe 24 mai 2019 a fost o întrunire a Consiliului pe Nistru și noi am creat acolo un număr de grupuri de lucru care răspund de cooperarea internațională, monitorizarea mediului și cercetările științifice, alte comisii pentru analize și adaptarea cadrului legislativ, la fel și o comisie pentru datele, pentru analiza datelor. În 2020-2023 noi am avut 13 întruniri acestui Consiliu pe Nistru și multe din ele au fost online și principalele teme care s-au discutat au fost pot să fie divizate în câteva domenii, în câteva sectoare. Este operarea planului de acțiune, de managementul bazinului Nistru, programul strategic și planul de acțiune pentru alte sectoare, alte domenii. Eu aș vrea să vă spun că în 2023, în septembrie, pe parcursul întrunirii noastre Consiliului, așa numit, pentru bazinul râului Nistru, s-a ajuns la completarea programului pentru regiunile care sunt în prejurul râului Nistru, lista de probleme și soluțiile posibile.
conform concluziilor care au fost făcute de către acest comitet de bazinului nostru, este vorba despre activitățile care se fac în cadrul bazinului nostru, s-a aprobat, de fapt, și s-a transmis la toți participanții implicarea, s-a vorbit despre implicarea comunităților care sunt plasate în această regiune, în aceste regiuni, și noi am primit foarte multe propuneri, recomandări din comunitățile care sunt în acest bazin, și la fel aș vrea să vă spun sau să scot în revistă, să scot în vedere că în septembrie 22 noi am avut o întrunire și noi am discutat problemele ce țin de bazinul râului din această regiune, și noi la fel am discutat și programul evenimentelor care urmează a fi implementate, și toate aceste evenimente sunt incluse în planul de acțiune a Consiliului pentru Bazinul Nistrului pentru anul care vine. Așa că noi am discutat și linia de timp pentru aceste activități, și s-a discutat că acest Consiliu va fi operațional pe 5 ani și acolo vor fi, după aceea, după 5 ani, vor fi realegeri în Consiliul respectiv. Totuși, necătând la acestea, în 2023 noi am schimbat lista participanților sau membrilor acestui Consiliu a Bazinului Râului Nistru, și conform rezoluții Consiliului, deci, și că rezoluții Agenției Apelor 89 și în noiembrie 30 am avut o întrunire a comisiei și am votat pentru o nouă listă de membri a Consiliului. La moment, noi avem 86 de reprezentanți din toate regiunile Ucrainei care sunt incluse în acest Consiliu a Bazinului Râului Nistru, din toate regiunile care sunt aici acum. Managementul a Bazinului Râului Nistru este deja pregătit, avem un proiect care este în stadiu de negociere și discuții, și noi până în 21 iunie, care va discuta, și noi în ianuarie 24 noi am discutat la fel despre un proiect, despre proiectul acestui plan, și eu vreau să spun că de fapt cooperarea pentru toți actorii care sunt care ne ajută pe noi să obținem informații relevante despre situația din bazinul râului Nistru și să luăm decizii și să găsim soluție pentru rezolvarea problemelor care sunt acolo. Vă mulțumesc! Ivana Hnatishin, din partea delegației ucrainene. Schimbările climatice ne-au obligat în ultimii ani să recunoaștem cu toții să ne adaptăm din mers la starea lucrurilor, iar experții din domeniu ne avertizează că dacă nu luăm măsuri astăzi, în viitor s-ar putea să facem față unor probleme greu de soluționat. Ce acțiuni bilaterale de adaptare la schimbările climatice sunt necesare și pot fi realizate în bazinul râului Nistru? Este tema prezentării doamnei Viorica Staver, consultantă principală în cadrul Direcției Politici de Management Integrat al Resurselor de Apă din cadrul Ministerului Mediului. Doamna Staver, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua!
Schimbările climatice influențează semnificativ distribuția în timp și în spațiu a resurselor de apă, fapt care la rândul său acționează asupra incidenței fenomenelor climatice negative. În ultimul timp, țara noastră s-a confruntat cu efectele atât a inundațiilor, cât și a secetelor frecvente, care au impus o presiune suplimentară asupra dezvoltării economice și sociale a țării noastre. Iată de ce, în acest context, adaptarea la schimbările climatice nu mai este o opțiune, ci a devenit o necesitate. Tendințele actuale și proiecțiile de viitor ale schimbărilor climatice în bazinul fluviului Nistru atestă pe viitor o tendință de creștere a temperaturii în bazinul, în districtul bazinului hidrografic. Suplimentar va crește și intensificarea secetelor în zona de sud a bazinului, precum și distribuția tot mai neuniformă și neomogenă a precipitațiilor. Astfel, cu un grad mare de probabilitate, putem să afirmăm că aceste modificări vor acutiza la rândul lor celelalte probleme existente aferente mediului acvatic, cum ar fi sporirea incidenței inundațiilor periodice cauzate de viituri, reducerea scurgerii disponibile pentru diferite folosințe ale apei, precum și reducerea în sine a calității apei. Pe de altă parte, însă, posibilitățile naturale, tehnice și organizaționale existente la moment ne permit să afirmăm că valorificarea eficientă a acestora ar permite să neutralizăm parțial unele din efectele negative menționate. După cum a fost menționat anterior, colaborarea transfrontalieră este elementul cheie pentru abordarea problemelor cauzate de schimbările climatice. Iată de ce putem afirma cu certitudine că Republica Moldova are asigurat acest cadru bilateral de cooperare prin intermediul acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Ministri al Ucrainei, privind colaborarea și pentru protecția și dezvoltarea durabilă a bazinului râului Nistru. Cadrul strategic bilateral de cooperare se bazează pe direcțiile strategice de adaptare la schimbările climatice în bazinul râului Nistru, identificate în baza studiilor și consultațiilor detaliate efectuate în cele două țări membre ale districtului bazinului hidrografic Nistru. Astfel, cea mai importantă și mai actuală problemă în bazin reprezintă schimbările prognozate în volumul, regimul și distribuția scurgerii de apă, care în ansamblu duc la alte schimbări ale mediului acvatic. Pentru abordarea acestora au fost propuse un grup de măsuri orientate spre reducerea daunelor de pe urma viiturilor majore, reducerea daunelor de pe urma deficitului de apă, reducerea pagubelor asociate deteriorării calității apelor, precum și susținerea și restabilirea ecosistemelor și speciilor acvatice, dar și un șir de măsuri generale de adaptare și dezvoltare a cooperării în bazin. Aceste grupuri de măsuri sunt reflectate în programul strategic de acțiuni pentru bazinul hidrografic al fluviului Nistru pentru perioada 2021-2035, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global de Mediu și se bazează pe constatările analizei de diagnostic transfrontalier pentru bazinul fluviului Nistru. Documentul respectiv definește direcțiile strategice de cooperare, iar, după cum vedem, atenuarea consecințelor schimbărilor climatice și dezastrelor naturale are un rol aparte în acest document.
Astfel, măsurile propuse pentru abordarea direcției respective se referă la actualizarea evaluării vulnerabilității la schimbările climatice, iar în baza studiilor respective a documentelor strategice în domeniul adaptării la schimbările climatice, precum și gestionarea riscurilor de inundații și secetă, care într-un final vor spori reziliența sectorului și adaptarea la schimbările climatice. O altă categorie de măsuri se axează pe asigurarea protecției zonelor prioritare contra inundațiilor, inclusiv prin implementarea măsurilor structurale, dar și a măsurilor non-structurale deja existente în natură, de exemplu, a soluțiilor bazate pe natură. Și o altă categorie de măsuri sunt orientate spre îmbunătățirea sistemului de gestionare a apelor pluviale, precum și a sistemelor de irigare. La nivel național, aceste măsuri sunt reflectate în documentele strategice aprobate de Guvernul Republicii Moldova și în cele ce urmează aș vrea să fac referire la planurile de management ale districtului Bazinului Hidrografic Nistru, despre care s-a vorbit anterior, care au integrat măsuri orientate spre evaluarea vulnerabilității la schimbările climatice în bazinul fluviului Nistru, dar totodată au inclus și acțiuni indirecte orientate spre consolidarea capacităților autorităților publice, consolidarea capacităților comitetelor subbazinale pentru a aborda problemele aferente schimbărilor climatice. Ciclul 2 al planului de management de asemenea va integra măsuri orientate spre abordarea aspectelor de adaptare la schimbările climatice. Un alt document important la nivel național la care aș vrea să fac referire este Programul Național de Adaptare la Schimbările Climatice până în anul 2030. Acesta a fost aprobat în anul 2023 și pe lângă măsurile intersectoriale orientate spre elaborarea scenariilor legate de riscurile climatice și evaluarea impactului asupra regiunilor vulnerabile sau cartografierea localităților vulnerabile la inundații, elaborarea și îmbunătățirea sistemelor și mecanismelor de avertizare timpurie, includ și un capitol dedicat adaptării sectorului resurse de ape la schimbările climatice. Aceste măsuri fiind în special orientate spre revitalizarea zonelor umede naturale din regiunea Nistrului, restabilirea țărmului natural al râurilor mici, precum și optimizarea numărului de baraje, reabilitarea infrastructurii, destăvilirea inundațiilor și, de asemenea, un aspect important, stabilirea și echiparea posturilor hidrologice pe principalii afluențe ai râului Nistru, pentru că disponibilitatea datelor fiind element central pentru planificarea adaptării la schimbările climatice. Un alt document la nivel național pe care aș vrea să-l menționez este și Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor pentru perioada 2023-2032, care include acțiuni orientate spre crearea perdelelor forestiere și împădurirea fâșiilor riverane, care, după cum cunoaștem, au un impact direct asupra gestionării durabile a resurselor de apă, dar și asupra adaptării la schimbările climatice. Deci, acestea fiind spuse, aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și să vă spun că chiar dacă în ultimul timp ne confruntăm cu provocări importante impuse de schimbările climatice, totuși prin o abordare comună a acestora și o cooperare transfrontalieră eficientă, vom reuși să găsim soluții fezabile și să le depășim. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamnă Staver. Trebuie să recunosc că atunci când am lucrat pe scenariu, subiectul următoarei prezentări mi-a atras o atenție deosebită, pentru că va aborda tema calității apei de îmbăiere și potențialele riscuri asupra sănătății. E un subiect care cred că ar trebui să ne
preocupe pe toți de la mic la mare. Prin urmare, o invităm la microfon pe doamna Ana Cravciuc, medic specialist, secția Sănătate Publică în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Bună ziua! Sunt încântată să fiu prezentă astăzi aici și am emoții, desigur. Nu în zadar am ales tema respectivă, deoarece sezonul estival deci a început și o să vă vorbesc care sunt riscurile pentru sănătatea populației și care este rolul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Odată cu începerea scăldatului și utilizarea apei de îmbăiere de către populație, simultan apar și potențialele riscuri pentru sănătate. În acest sens, ANSP reprezintă pilonul fundamental într-o asigurare de către stat a supravegherii sănătății publice prin identificarea, evaluarea, managementul și comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică, prognozarea și diminuarea impactului negativ al acestora prin informare și educarea populației. Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează calitatea apei de îmbăiere în conformitate cu prevederile legislației naționale. Legea numărul 10 privind supravegherea de stat a sănătății publice, hotărârea de guvern numărul 737 privind reglementarea funcționării zonelor de recreere referente bazinelor acvatice, hotărârea de guvern numărul 932 pentru aprobarea regulamentului privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane. Hotărârea de guvern numărul 80 pentru aprobarea regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apa de suprafață și ordinul Ministerului Sănătății numărul 646 despre studiul calității apelor de suprafață. De-a lungul cursului râului Nistru sunt amenajate zone de recreere de importanță locală și națională, conform programului de control de laborator al calității apelor de suprafață, care a fost aprobat în baza ordinului 646 menționat anterior. Sunt stabilite puncte fixe de prelevare a apei pentru scăldat. Anual, ANSP, până la începutul sezonului de scăldat, prelevează probe de apă și pe perioada acestuia lunar. Astfel, monitorizarea se efectuează la 46 de parametri reglementați, dintre care 38 sanitaro-chimici și 8 microbiologici, inclusiv bacteriologici, virusologici și helmintologici. Folosirea apei pentru scăldat trebuie să corespundă cerințelor de calitate clasele 1, 2, 3. Iar conform directivei europene privind gestionarea calității apei pentru scăldat, corespunzător excelentă, bună, satisfăcătoare. Datele acestea sunt pentru luna mai, deci sunt niște rezultate ale investigațiilor de laborator recente. Orașul Soroca, plaja Orășenească. Proba corespunde clasei de calitate 3. Zona de recreiere, orașul Soroca, zona turistică, clasa 3. Orașul Creuleni, zona de recreiere, clasa 3 și Vada lui Vodă, zona de recreiere, clasa 3. Deci aici sunt menționate doar zonele de importanță locală și națională de-a lungul râului Nistru. Așa, cum am menționat anterior, deci vom efectua și transpunerea directivei, legislația Republicii Moldova la legislația Uniunii Europene, care sunt riscurile pentru sănătatea populației. Pentru zână organism prin înghițire accidentală, evident, în timpul scăldatului, bacteriile pot provoca boli diareice acute, manifestându-se prin febră, boli ale pielei, diaree, dureri abdominale, sau crampe abdominale, enterocolite, infecțiile căilor urinare, tenesme,
iar în cazuri mai severe netratate la timp pot duce la deshidratarea organismului, în cazul când nu ne adresăm la timp la medic. Recomandări pentru populație. Evitați înghițirea apei din lac în timpul scaldatului. Consumați apă potabilă doar din surse sigure. Recomandăm scaldatul doar în zonele monitorizate, autorizate. Respectați normele generale de igienă și faceți duș după scaldat. Sursele de poluare nu mă opresc, deoarece s-a discutat suficient astăzi. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult, doamnă Cravciuc. Încet, dar sigur, doamnelor și domnilor, am ajuns pe ultima sută de metri a evenimentului nostru. Mai avem o singură sesiune, una dedicată oportunităților pentru dezvoltarea durabilă a localităților din bazinul râului Nistru. O invităm la microfon pe doamna Viorica Verlan, directoarea executivă a Galului și microclusterului Inima Nistrului, cu o prezentare dedicată turismului rural sustenabil. Bună ziua! După cum au fost făcute prezentările, sunt directoarea grupului de acțiune locală Inima Nistrului. Anul curent suntem beneficiarii unui proiect în cadrul căruia a fost fondat clusterul turistic Inima Nistrului. Galul este cel care asigură managementul clusterului. Așadar, grupul de acțiune locală este de fapt amplasat chiar în albia râului Nistru. Și instituționalizarea clusterului turistic a avut loc pe data de 27 septembrie anul 2023, în cadrul căruia avem 54 de membri. Din aceștia sunt 40 de operatori și producători locali și avem 3 instituții de educare și cercetare. Așadar, apeleurile care fac parte din clusterul turistic Inima Nistrului sunt apeleul din satul Coșnița, Părâta, Doroțcaia, propriu zis orășelul Criuleni și Slobozia Dușca. Așadar, clusterul turistic Inima Nistrului are o populație cu numărul de 21.570 de locuitori și în cadrul acestei microregiuni ne propunem să dezvoltăm mai multe activități economice. Prioritare pentru noi sunt agricultura primară, procesarea produselor agricole, serviciile de divertisment, serviciile de cazare și serviciile alimentare. Tot în această prezentare sunt expuse tot ceea ce ne propunem, de fapt, noi să dezvoltăm în microregiunea noastră, și anume cazarea, taberele pentru copii, tot felul de activități gastronomice, cum ar fi restaurante, cafenele, serviciile de catering. Cumpărăturile agroalimentare, de fapt, este ceea ce ne propunem noi să dezvoltăm, este un serviciu nou în microregiunea noastră, și anume atunci când turiștii vor veni în teritoriu, să plece acasă cu pachetul de cumpărături pentru o săptămână. Este, de fapt, ceva nou în zona noastră, dar este foarte binevenit și anume atrage și investiții și asigură producătorii locali cu venituri constante. Din divertismentul care ne propunem să-l valorificăm în teritoriu, sunt mai multe companii și anume avem posibilitatea să dezvoltăm traseul de bicicliști pentru turiști, unde nemijlocit în cadrul proiectului au fost făcute mai multe investiții, au fost achiziționate mai multe biciclete de către mai mulți operatori turistici. Aceștia sunt indicatorii de performanță de la care am pornit propriu-zis atunci când a fost creat clusterul turistic. Inițial,
turismul care era în microregiunea noastră era caracterizat prin cifra de afaceri de 28 de milioane de lei. ...790 de locuri în 9 structuri de alimentație. Pentru anul 2022, atunci când a fost inițiat proiectul, am avut 81.800 de turiști anual. Erau dezvoltate în teritoriu 10 tipuri de activități, 113 locuri de cazare, care erau atât în pensiuni cât și în căsuțele rurale din teritoriu. Avem bine amenajate 3 piețe agroalimentare și circa 177 de locuri de muncă erau asigurate la agenții economici care se ocupă propriu-zis cu dezvoltarea turismului. În cadrul grupului de acțiune locală avem o strategie de dezvoltare a clusterului și această strategie de dezvoltare presupune transformarea microregiunii în principala destinație de turism rural în Moldova până în anul 2035. Ne propunem să atragem până la 200.000 de turiști pe an, cu minim 100 de operatori turistici. Din rezultatele care ne le propunem în perspectivă, sunt 27 de obiective de investiții. De fapt, acești agenții economici de acum sunt în implementarea proiectului și la moment avem proiecte implementate cap-coadă. Costul investiției care urmează să fie efectuată în teritoriu este de 730.000 de dolari, 120 de locuri de muncă, creșterea cu 15 milioane de lei a cifrei de afaceri în anul 2024. Aceasta este poza unde a fost semnat și a fost înmânat certificatele de participare la grant. În continuare avem mai multe obiective puse. Este și lansarea traseului turistic pentru bicicliști, care este de fapt chiar pe digul de protecție a râului Nistru. Va avea loc și un eveniment festiv unde va fi și promovat și ca eveniment de lansare pentru a atrage mai mulți turiști. Avem multe de făcut. Mulțumim frumos pentru suport și mult succes în continuare. Da, vă așteptăm. Mulțumim mult, doamnă Berlan, și felicitări pentru efortul depus și toate rezultatele pe care le-ați obținut. Am să vă duc înapoi cu câțiva ani în urmă, să ne amintim cu toții de pandemia de COVID-19, care ne-a oferit mai multe lecții. Și una dintre acestea e că turismul local are șanse. Atunci vă aduceți aminte, cum cu toții încercam să brusc ne-am amintit cât de frumoasă este Republica Moldova și cum trebuie să o revedem și să o recunoaștem cu toții. Da, turismul local, spuneam, are șanse, însă trebuie dezvoltat. Acestui subiect îi dedicăm următoarea prezentare, dezvoltării infrastructurii turismului ecologic în bazinul râului Nistru și îl invităm la microfon pe domnul Gabriel Mărgineanu, directorul Asociației Ecologice Biotica. Eu vă salut luminos, răcoros și cu drag, pentru că e destul de cald afară. O să fie așa o prezentare mai neobișnuită, cum de obicei se întâmplă, indiferent de ce eveniment este. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență, o să vorbesc repede ca să reușesc să spun cât mai multe informații, dar mi-aș dori sigur că să avem timp să vă răspund la întrebări. Nu o să fie chiar prezentarea exact așa cum o vedeți până aici. Mai mult o să fie axată pe infrastructură. Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru prezență și haideți să vă spun. Deci, noi, Societatea Ecologică Biotică, deși suntem înființați din 1993, la partea practică am trecut relativ recent, cu 12-13 ani în urmă. Mai mult a fost partea științifică, evenimentele clasice pentru organizațiile neguvernamentale. Dar iată odată cu faptul că am avut această deschidere și cumva înțelegeri din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare, a fost prima dată când ne-am lansat în componentele de infrastructură. Și
Și iată că aici s-a început ceva nou pentru noi și în fiecare etapă a fost ceva, o provocare nouă. Da, spate cumva cu dânsul, iată așa, da. Deci, spate așa, nu? Nu foarte mult. Nu foarte mult, da, așa. Deci, primele activități de infrastructură au fost de împădurire. Au fost grele, au fost peste 12 ani în urmă și noi deja avem păduri măricele, măricele de 12-15 metri primii copaci. Dar pentru a ajunge la dezvoltarea turismului, care este cumva un viitor tare dorit, fără infrastructura clasică, nu ai cum. Și atunci, regăsându-ne deschiderea din partea Agenției Strategice pentru Dezvoltare, avem... Eu trebuie să le dau, da? Așa, opa! Gineanu, eu da. Emoții datorit chestiunilor tehnice le-am avut de dimineață. Haideți să vă dau dumneavoastră microfonul meu. Perfect. Și așa. 1, 2, 3. Da. Deci, evident că lucrările de infrastructură necesită implicarea în teritoriu. De la calculator, de la telefon, chestiile să le schimbi este aproape și aproape imposibil. Deci, discuții, plecări, lucru cu cei mai buni specialiști, în cazul nostru este Institutul de Cercetări și Amenajări în Silvicultură, fiecare teren verificat, fiecare teren monitorizat ulterior. Deci dacă noi vrem o pădure simplă, cu activități obișnuite, cum noi ne-am deprins că punem salcea undeva unde e lângă răuleț și l-o să crească, în zilele de azi este mai greu și mai greu. Deci trebuie implicare deplină, specialiști buni, monitoring permanent, așa încât dacă donatorul te verifică nu peste 3 ani de zile când s-a finalizat proiectul, dar peste 7 ani de zile sau peste 12 ani de zile, cum se întâmplă în cazul nostru cu Agenția Austriacă de Dezvoltare, și eu presupun că se poate întâmpla și cu alți donatori. Este bine și după 10 ani de zile să ai un rezultat bun așa cum ți-l dorești. Prima ecluză din Republica Moldova, care a fost construită în 2014, și după ce au urmat și altele, este vorba de Lunca Talmazii, era Jalea cea Mare, iată, așa situația am avut, asta este locul, iată, aici. Deci trebuie să te duci, să vezi, să înțelegi cât de gravă situația, ca să-ți dai seama că dacă nu te implici, dacă nu încerci să schimbi situația, situația de la sine nu se va schimba în sens pozitiv. Iată așa lucrări și sincer să vă spun, dacă vorbim de ecluzi, dacă vorbim de lucrări mai importante de infrastructură, și aici domnul Radu este prezent, am avut colegii de la Apele Moldovei, alți specialiști care cumva aveau dubii că se poate reuși cu bani relativ modești niște lucrări mai deosebite, dar iată că s-a reușit și o să avem încă altă prezentare unde o să demonstrez încă niște rezultate frumoase. Iată că însă suntem în 2024 și lucrarea aceasta este una care vine să păstreze biodiversitatea într-o regiune. Apeductele și rezervoarele, turnurile de apă sunt extrem de importante. Despre dezvoltarea turismului, dacă nu avem infrastructura elementară, este greu de dezvoltat. Cum am putea noi să promovăm o pensiune sau o bază turistică atunci când noi avem problemele elementare? Este foarte, foarte greu. Ne ducem chiar la Bătuceni și vorbim cu domnul Anatol, la Trebujeni, unde e floarea noastră a turismului. Și să știți că primele întrebări care erau până apărea drumul ăsta era apa, canalizarea și drumul. Deci acolo întrebarea încă cu canalizarea nu s-a hotărât. Managementul deșeurilor la fel este foarte, foarte important. Asta este înăuntru, deci cum a fost în 2015 și aici în 2024. Nu în farmacii, deci înăuntru în clădirea asta unde sunt aceste 100 de metri cubi de apă pentru satul Talmaza construite cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare. De multe ori colegii noștri, în special de la donatori, ne întreabă dar care e situația cu sistemul de canalizare? Că da, noi vă susținem și faceți apeductul sau rezervoarele turnurilor de apă. Dar poluăm mai departe, mai tare. Păi sunt situații când rezervoarele turnurilor de apă într-o localitate rurală trebuie schimbate. Dar noi înțelegem că poluarea va continua. Dar înțelegem că atunci când apare WC-ul în casă, normal că se consumă mai mult, normal că se poluează mai mult. Evident că necesitatea stației de depurare crește și mai mult. Dar până la urmă, când cheltuielile în factură sunt mari, când
situația este de natură că calitatea lasă de dorit? Aceste tururi sunt 40-50 de ani, el trebuie schimbat. Deci o infrastructură minimală necesară trebuie asigurată. Deci aia, indiferent cine și ce v-ar spune, ce ar trebui să facă? Trebuie să ne mergem la întâmpinare ca omul de la țară, de la sat, să aibă o infrastructură minimală, de bază, de calitate. Asta putem cu donatori externi. Asta este prima boiște din partea de sud-est a Europei, deci noi putem să fim mai buni decât colegii noștri din Uniunea Europeană, ca organizație neguvernamentală și presupun că nu doar ca organizație neguvernamentală. Sunt două locații unde s-au construit ecluzele și unde, datorită acestei activități, practic, cum se spune, zarăblenie, noi avem mai mult pește în Nistru, micuț, după ce au depus icrele și au venit, mai mult decât face partea dreaptă cu partea stângă și cu partea ucraineană luată împreună. Doar datorită unei lucrări care a costat sub 70.000 de euro. Da, este o leacă de lucru și aici, cu proiectarea și în special cu agenții economici, dar asta este posibil. Mai avem nevoie încă de câteva ecluze și câteva locuri pentru boiște pe râul Prut și Nistru, așa încât noi să stopăm degradarea biodiversității. Este sistem antiviitură, 3 km ceva curățit la, în satul Cioburce. Spunem că cum este legat cu turismul, la fel. Acolo avem niște canale absolut excepționale la unire cu Nistru, posibilitatea de a dezvolta turismul deosebită. Pe 26, acum mai, duminică, o să fie un festival internațional în Cioburci, cine o să aibă posibilitatea să se ducă încolo și să vedeți că într-o localitate rurală de la noi din țară se poate dezvolta turismul cu adevărat. Dar pentru aceasta este nevoie ca acele zeci de case care se inundă atunci când crește nivelul râului Nistru să înlăturăm acest pericol. Iată că aici noi am reușit tot cu susținerea Agenției Austriece pentru Dezvoltare, să curățăm câțiva kilometri de canal care era deja la nivelul caselor. Deci asta tot e curățit. Deci câțiva metri, 3-4 metri de adâncime curățit. Astea sunt 87 de case care se inundau atunci când râul Nistru creștea și nu era lucrarea asta de infrastructură făcută. Plus s-a construit încă un pod. Iată podul ăsta, iată acolo era. Deci pod practic nu era și nu era posibil de să circule cu transportul. Apeducte, la fel s-a reușit în satul Cioburce să facem lucrarea așa încât să coordonăm cu lucrările de construcție a drumurilor, să reușim cu 3 zile înainte să finalizăm apeductul și după aceea să fie făcut drumul în centrul satului. Din care, considerent, nu mai trebuie să tăiem și să reparăm, așa cum se face la noi, chiar și în Chișinău, dacă noi ieșim aici și vedem. Cheltuieli salvate, comparativ cu varianta clasică, enorm de multe, de la 20 până la 50-60%. Este o lucrare în satul Palanca, prin care am făcut o stație de pompare și 9 treceri subterane sub traseu internațional, astfel încât se poate extinde sistemul de canalizare în orice secundă, fără a interveni la drum, fără a stopa traficul pentru o secundă. Se poate tot satul deconectat absolut oricând. E posibil în țara asta de făcut așa lucrări? E posibil. Diminuează costul total al lucrărilor, sunt vreo 26 de milioane a proiectului integral. Asta au costat 500 de mii cu cofinanțarea inclusiv a primăriei, care au venit destul de mare, care au buget mai bunicel. Și iată că este posibil. În sate este posibil. Nu mai vorbim de orașe. Și noi avem orașe, centre raionale, unde s-a făcut traseu și am cheltuit câteva milioane de lei ca să reparăm niște chestii, că din tăi s-a făcut drumul după ce s-a început apa și canalizarea. E turism? E turism. Dacă nu-i drum, nu-i apă, nu-i canalizare, nu ai cum să dezvolți pensiunile care le avem în Palanca, niște pensiuni absolut deosebite, Casa Porumbelu, nu știu dacă ați auzit, foarte faine. Ședințe multe, începând de la grădiniță, finalizând cu agenții economici mari din teritoriu, vizite în teritoriu pentru verificarea situației, dacă corespunde sau nu rezultatele finale și peste o perioadă de timp de 2, 3, 5, 7 ani de zile cu ceea ce s-a discutat. Și iată aici
de fapt cel mai ambițios proiect cu bani foarte puțin. Este vorba de 594.000 de lei care am primit de la Apele Moldovei din proiect finanțat de Agenția Strategică pentru Dezvoltare și Elvețieni, unde Nistru-Chior, 42 de kilometri, deci Albea Vie, chiar râul Nistru-Chior, care trece prin trei localități, Albea Vie, râul Nistru-Chior, după câteva zeci de ani, când acolo nu a fost apă. E ceva excepțional, iarăși cred că în partea de sud-est a Europei, nu știu dacă cineva a reușit. Iată că iar avem o istorie de succes cu bani foarte puțin, plus cu o cofinanțare de 100.000 de lei. Mă scuzați, da, mă grăbesc. Da. Este, ne-am urcat în mașină, ne-am dus, am văzut că chestia asta este posibil de o face. Pe Nistru-Chior, deci Albea Veche, râul Nistru, sau Nistru-Orb, erau două baze de odihnă. Veneau din toată Uniunea Sovietică, 10.000 de persoane care se odihneau. E posibil revenit la acele timpuri. Poate nu într-o așa o amploare, dar dacă a fost posibil cu 30, 40, 50 de ani în urmă, categoric este posibil, sau cel puțin ar trebui de lucrat în direcția asta și acum. Da, ca infrastructură mai este lucru. Instalarea cuiburilor pentru păsări, aceasta am reușit datorită susținerii cu suedezii, deci avem susținerea din partea Suediei instituțională a organizației noastre, unde înțelegem că dacă vrem să dezvoltăm turismul, dacă vorbim de birdwatching-ul ăsta atâta timp, înseamnă că este nevoie undeva să pui cuibul acela așa încât să fie într-o are, într-adevăr, ele sunt multe, unde poți să ai acces și poți să vezi acele păsări din Cartea Roșie sau protejate din convențiile internaționale de la Berna. Punctele de vizualizare a naturii este exact ce s-a menționat. Avem pandemia, avem locul unde veneau oameni, dar mai puțini. Și dintr-un anumit moment, gata, au început a veni mulți. Și ce înseamnă? Înseamnă că eu personal, ducându-mă acolo, de fiecare dată, în mașină, mai încărcam vreo 2, 3, 4 saci de gunoi. Și asta an de an, în locuri unde sunt absolut deosebite, unde sunt frumoase, unde ai ce vedea, unde ai ce povesti despre unde noi ne aflăm, ce avem noi aici cu adevărat valoros, și mulți colegi au fost acolo, au văzut cât e de frumos, și noi planificăm exact așa 15-20 minute o vizită, dar el ajunge să depășim acolo, mai mult timp, pentru că totul este interesant. Deci eu vă spun din ceea ce-i trăit, din ceea ce-i scos de acolo. Te duci peste hotare în Europa, te duci în Japonia, te duci și vezi cum trăiesc oamenii. Și când te gândești că de fiecare dată iar mă duc acolo și mai scot în câțiva saci de gunoi, soluția unor puncte de amenajare, de vizualizare a naturii, belvedere, datorită susținerii Suediei, deci am reușit, iată, construcția încă a câteva puncte de vizualizare a naturii, ele se fac într-o rețea foarte, foarte frumoasă. Este soluția aproape cea mai bună, în opinia noastră, la moment, pentru a amenaja locurile așa încât omul să aibă minimum, da, să aibă urnele, să aibă parcările pentru biciclete, să aibă locul pentru copii de joacă, să aibă posibilitatea să facă la primul etaj evenimente informative cu copilașii, cu maturii, și am avut și 36 de persoane unde am avut seminarele astea informative la primul nivel. Iată, asta este Republica Moldova. Aceste elemente de amenajare în practică, în teritoriul a situației, se așează frumos în promovarea unor rute turistice și a unui potențial din localitățile noastre rurale. Datorită susținerii colegilor din Cehia, am amenajat niște izvoare, niște popasuri, care la fel deja fac legătura între aceste puncte de vizualizare a naturii și se încadrează în rutele turistice locale. Hai, op! Unde? Și vă mulțumesc pentru atenție, pentru că, de fapt, am vrut să las mai mult timp pentru întrebări, întrucât subiectele sunt foarte și foarte interesante, foarte importante, și galurile sunt cele care sunt primele în a implementa anume astfel de activități. Ei reușesc niște rezultate foarte frumoase,
În zona noastră, în Nistrul Inferior, la fel au apărut recent câteva galuri cu care noi deja am început să conlucrăm și în special să împărtășim documentele de politici, strategie de dezvoltare a raionului, strategie de dezvoltare a țării, așa încât să se completeze cu strategiile de dezvoltare a galurilor, ca să avem o cât de cât armonie în documentele astea de politici, să avem în primul rând documente de politici diferite, în a doilea rând în ele să fie prioritățile diferite și respectiv să reușim să avem o înțelegere cât de cât a lucrurilor în același fel, cel puțin în zona Nistrului Inferior. Asta nu înseamnă că noi nu avem aceleași întrebări, probleme care trebuie să le hotărâm și la Nistrul Inferior, și pe Prut, și în oricare altă parte din țară, în special în arele naturale protejate. Noi ne concentrăm atenția în arele naturale protejate, acolo turismul și-ar avea cele mai bune condiții de a se relansa și a se dezvolta. Acolo infrastructura principal este nevoie, în primul rând, de o îmbunătăți. Eu văd că ați avut răbdarea să mă ascultați. Credeți-mă, pentru mine, ceea ce noi am reușit să facem este foarte important, din considerentul că am certitudinea că mulți colegi, dacă ar încerca să facă ceva similar, ar reuși, iar poate acum, deja cu experiență în spate avută, poate ei reușesc să facă lucrurile și mai bine ca noi. De aceea vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Nu vă jeneați să adresați întrebări, eu sunt la dispoziția dumneavoastră, aproape 24/24. Vă cuprind strâns. Sănătate! Mulțumim mult, domnule Mărginarnu, pentru prezentarea dumneavoastră. Noi am ascultat-o cu mare atenție. V-ați încadrat în timp. Este absolut ok. Vreau să mulțumesc colegilor de la traducere. Eu cred că i-au transpirat cel mai mult. Țin pasul cu dumneavoastră la debitul verbal. Nu, nici măcar nu e o scuză. Și vă spun de ce. Am să-mi permit o mică pauză întotdeauna când moderez evenimente. Traducătorii de obicei se apropie și îmi spun: doamnă Railean, vă rog mult să vorbiți mai încet ca să reușim să traducem în timp. Și eu am stat cu inima în păcat când v-am auzit pe dumneavoastră, cred că nu se vor mai apropia de mine la conferințele următoare. Vă mulțumim mult! Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul evenimentului nostru. Am discutat intens, am formulat idei, soluții și a venit timpul concluziilor. O invităm la microfon pe doamna Victoria Grati, șefa Direcției Politici de Management Integrat al Resurselor de Apă din cadrul Ministerului Mediului din Republica Moldova. Mersi foarte mult, doamna Railean. Eu am să fiu foarte succintă, pentru că concluziile cred că trebuie să le facem noi împreună, să vedem ce a fost bine, ce a fost mai puțin bine și să îmbunătățim pentru data viitoare. Eu vreau să mulțumesc la toți că ați fost parte a evenimentului de astăzi, că ați dat curs invitației noastre. Vreau să mulțumesc reprezentanților din teritoriu care au venit și au împărtășit aceste frumoase exemple. Eu am să fac referire la două, trei cuvinte care au fost spuse azi pe parcursul întregilor prezentări. Noi am început cu obligații și efort care trebuie să-l facem cu toții împreună. Am vorbit despre rezultate, despre dezvoltare, dar și s-a pus un accent foarte mare pe provocări. Dar ceea ce este mai important, că toate astea noi putem să le facem împreună prin cooperare și implicare. Energia lui domnul Mărginarnu nu are limite, el ne-a lipsit pe noi pe toți cu așa o energie frumoasă și doamna Railean, mersi că i-ați dat microfonul, că era o pedeapsă să-l ținem aici pe parcursul prezentării. Mersi foarte mult și eu am să finisez cu, am reușit să notez o expresie pe care a spus-o Gabriel și ceea ce el a demonstrat, cred că este o dovadă că este adevărat ceea ce a spus. O să-mi permit să-l citez. Noi putem să fim mai buni ca colegii de Europa. Eu vreau să vă mulțumesc pentru tot efortul care îl depuneți în teritoriu. Mersi foarte mult! Mulțumim mult! Dragi invitați, pe această notă pozitivă, vă mulțumim că ați petrecut această zi alături de noi. Vă invităm la final să facem cu toții o poză de grup, iar după asta să continuăm discuțiile într-o atmosferă mai caldă la recepția pregătită de colegii noștri. O după amiază frumoasă să avem cu toții.